Aș începe de la observația faptului că trăim într-o societate a informației care presupune anumite avantaje, însă cu mai multe riscuri. În sensul că oamenii au senzația, sentimentul că poate să acumuleze oricât de multe informații și pentru asta se lasă expuși ca într-un fel de baie, de dușă, de informații. Însă nu înțeleg un lucru, anume că mintea omului, ființa lui, nu poate să suporte o cantitate mai mare de informație decât un dat, să spunem, specific persoane respective, specific ființei umane. Cei mai mult produce intoxicație, refuz. Am făcut un studiu prin anii 60-70, vă dați seama. Noi trăim consecințele unor astăzi, unor cercetări care au fost începute încă de la începutul secolului, chiar prin anii 30-40, în zona de psihologie, psihologie socială, se făceau cercetări privind comportamentul uman și atunci au tras niște concluzii interesante privind modul în care sensibilitățile omului, cum ar trebui să-l tratezi pe om pentru a-i ajunge la mintea lui, la sufletul lui, pentru a-i determina comportamentele, pentru a-i determina gândirea și așa mai departe. Noi făceam un experiment foarte simplu. Mi-a pus un om în fața unei benzi pe care treceau o seamă de cuburi de diverse culori. Și el a pus să apese pe un buton de câte ori trecea în fața lui un cub roșu. Un test foarte simplu de altfel. Și ce se constată? Că la un anumit moment, la o creștere, se creștea viteza benzii treptat. De la un anumit moment, omul începea să dea rateuri, adică să dea erori. Și cu cât se creștea mai mult, poate erorile creșteau în frecvență, până la un moment dat în care el refuza să mai apese pe buton și să mai răspundă la test. Pe baza acestui test s-a constatat că individul poate prelucra o anumită cantitate de informație cu o anumită viteză maximă, dincolo de care el începe să răspundă greșit și peste care el va intra în nevroză, într-un refuz de a mai continua să se expună. Cam asta se întâmplă cu poporul român în ultimii 25 de ani. Bulversat de schimbare, pentru că orice schimbare în viața noastră are un coeficient mare de încărcare a conștiinței, în sensul că s-a constatat că tot de teoria stresului ține. Cu cât acumulezi un punctaj mai mare anul acesta în schimbările din viața ta, cu atât e mai probabil că anul viitor să te îmbolnăvești de o boală mai mult sau mai puțin gravă. Studiul a fost făcut în prima dată în societatea americană, până s-a constatat că este foarte valabil și în Franța, Anglia și Japonia și s-a extins în sensul că omul este capabil să susțină o sumă de schimbări, să facă față lor și când acestea depășesc capacitatea lui, apar bolile. De exemplu, studenții la sfârșitul sesiunii se îmbolnăvesc. După sesiune scade imunitatea brusc și apar infecțiile, bolile. Vreau sau altul. Sau ai un părinte bolnav, stai cu el, te chinești un an, doi, poate, la pat, moare, oricare la ceva timp se declanșează și la tine cancerul. Cunosc cazuri, mai multe în sensul acesta. Zesul că organismul investește, însă consumă din resurse și în momentul în care și-a depășit, atunci se relaxează, dar vine și pentru care imunitatea deja foarte scăzută. Există o legătură între toate lucrurile acestea. Organismul societății noastre depășește mult capacitatea noastră de a face față lui și organismul uman la un moment dat cedează. În sensul că nevroza pe care o aplicăm la nivelul psihologic s-ar putea să o aplice organismul la nivel imunitar, scade imunitatea sau apar o fel de mecanisme perverse, să le zic, patologice, care duc la cancer în cel mai rău caz. Dar gândiți-vă că astăzi unul din doi bărbați, una din trei femei face cancer până la moarte în țările dezvoltate, potrivit statisticilor. Nu astăzi, acum 10 ani la statistica asta. Asta ar putea să fie mai mult. Și dacă Organizația Mondială a Sănătății anunță o epidemie de cancer în viitor, vă dați seama că probabil că vor fi doi din trei bărbați sau trei din patru bărbați. Două din trei femei vor face cancer, un cancer până la moarte. Un. O să facă și mai mult.
Și cred că una din cauze este chiar aceasta a suprainformării. Deci trăim într-o societate, revin, a informației, informaționale, se spune, însă nu este preveniți asupra faptului că această informație are efecte perverse fantastice. Și că dacă am ști care sunt efectele acestei informații, acestei informații în viața noastră, nu știu dacă mai fi unul sau doi oameni care să accepte să fie bombardat, să accepte să-și lase porțile deschise, să intre orice în el. Pentru că orice expunere mediatică înseamnă o expunere la informații și un consum de energie. În momentul în care primești o informație, tu acea informație trebuie să o organizezi cumva în mintea ta. Vrând nevrând. De ce vrând nevrând? Când stai în fața televizorului, noi nu organizăm un conștient. Deci când stăm în fața televizorului, sunt niște mecanisme subconștiente care sunt implicate, puse în mișcare și aceste mecanisme începe renunțele să lucreze astfel încât să angajeze cumva, să înmagazineze acea informație. Noi avem impresia că informația se duce undeva în memorie și rămâne în memorie. E bine, în momentul în care noi auzim ceva nou, acea informație trebuie adaptată în universul nostru de gândire, de conștiință, modul în care ne vedem lumea. Adaptată sau această informație produce o adaptare a universului nostru la ea. Și cu cât sunt mai multe informațiile de un anumit tip, cu atâta probabilitatea ca universul nostru să se schimbe este mai mare. Și această schimbare produce un consum de energie. Acest consum de energie înseamnă consum de resurse psihologice, nervoase, de energie. Ei bine, suntem bombardați permanent de informații. Și marea parte a populației care nu se află astăzi aici, tocmai din motivul acesta, consumă prea multă informație, e intoxicată informațională. Dacă spun eu, uite, acum să-i povestesc ceva și nu e prea complicat, nu, dar el se duce acasă și se așează în față de televizor și în decurs de un ceas primește mai multă informație decât ai putea într-o zi să îi comunici. Diferența este că tu îi comunici o informație care este organizată logic și îi folosește pentru că în momentul în care noi ne organizăm logic mintea, cum să spun, ne-o consolidăm. Structurile cognitive și, să spun, înțelegătoare, noetice, dau un suport. Dau un suport omului în acțiune și în viață. Și îmi dă sentimentul în momentul în care fac ceva, că îmi dă sentimentul că siguranței. Vă spun și ea siguranță. Vreau să vă spun că cel mai important lucru în viața omului este siguranța. Pare așa absurd, dar poate străin. Dar nesiguranța induce frică. Și frica induce boală. Și dacă vreți în planul publicesc, frica de moarte este în spatele tuturor fricilor omului. Frica fiind atitudinii noastre. A unui punct care se pune la un moment dat în viața noastră, dincolo de care nu mai e nimic. Lucrul acesta nu conștientizăm, bineînțeles, zilnic. E înțelept cel care conștientizează, spun părinții. Frica de moarte începe înțelepciune. Poate să spun după astea cea mare. Gândul la moarte. Dar majoritatea nu conștientizăm, însă nu înseamnă că ea nu acționează asupra noastră. Când omul caută confortul, când omul caută bogăția, când omul caută sănătatea cu orice preț, când omul caută tot ceea ce caută omul, inclusiv dorințele, să zic așa, ele, toate acestea, își câștigă niște asigurări. De aceea funcționează bine societățile de asigurări. Pentru că îți asigură, te asigură pe tine în fața morții. În ultima instanță, undeva este în spate, este în spate moartea. Ei bine, sentimentul ăsta a nesiguranței este alimentat astăzi de toată disoluția aceasta a, iertați-mă, fiind un nivel puțin mai ridicat, nu permis am luat discurs, că altfel vorbeam să... Este legată această disoluție a sistemelor cognitive, a valorilor. Omul suspendat în planul valorilor, deci care nu are să se bazeze pe o valoare, sau pe un sistem de valori, bine așa, este fragil, este vulnerabil, este labil. Și de labilitatea lui profită sistemul pentru a distruge. Pentru a nu lobi în prima fază, în a doua fază, a distruge. Cu același lucru lucrează. Lucrează cu frica noastră de moarte. Dar el permanent ne spune,
Stai liniștit că noi rezolvăm problema. Avem soluția. Avem asigurările de sănătate, de viață, de tot ce vreți. Avem știința, avem controlul în situația. Și tu te lași amăgit că într-adevăr se controlează situația, pentru că e mult mai facil așa. Nu mai faci un efort. Un efort înseamnă să organizezi permanent și să pui niște paveze, niște blocaje la tot ceea ce vine către tine și te dezorganizează. Dar aceste lucruri care vin spre noi, informațional vorbind, ne produc plăcere. El așa s-a făcut, se producă plăcere. Și plăcerea în ea, însăși, are o iluzie, e o înșelăciune, o iluzie a siguranței. Plăcerea spune, ți-e bine, stai liniștit. Ți-e bine, gustul, mergi mai departe, te hrănește, însă se retrage, pentru că legea fundamentală a existenței, și o veți verifica în viața dumneavoastră, oricare plăcere este urmată de durere. Plăcerea mai mare, poate durerea este mai mare. Sunt și explicații fiziologice, cred că sunt explicații psihologice la toate nivelurile. Dacă vreți, cu cât plăcerea crește, cu atâta nivelul de dopamină, endorfine cresc. În momentul în care s-a redus acel stimul, care nu poate fi continuu, că nebunești. Deci eu dacă mă pun acum la un curent și mă ridică la nivel înalt de voltaj, așa, la un moment dat se ard nervii, se ard totul. Deci tu nu poți să susții plăcerea pe termen, nu la nivelul ăsta. Ideal este să mergi pe un nivel puțin mai mare decât normalul. Din punct de vedere al dopaminei, al adrenalinei, care înseamnă, să zic, un zâmbet, înseamnă o bucurie fină. Asta înseamnă sănătate. În momentul în care tu mergi la stări de exaltare și de plăcere puternică, atunci creierul este uzat, organismul este uzat și dacă dispare stimulul la care nu poți să stai continuu încă o dată, că dacă ai stai, ai murit. Când dispare stimulul, apare o cădere și apare depresia. Automat, ca mecanism psihologic, după orice plăcere puternică, după orice stimul puternic de tipul ăsta, și nu vom discuta la copii, dacă vom avea vreme, cât de important este lucrul acesta pentru educația lor, apare o demotivare, apare o depresie, apare o deznădejde în viața omului. Deci, în general, ei se folosesc și cultura actuală se folosește foarte mult de această antinomie, de această polaritate, plăcere-durere. În general, îți oferă plăcerea, sub orice formă, printr-o anumită cantitate de informații și de stimuli. Plăcerea se aduce în stimuli plăcuți, care astăzi, de cele mai multe feluri, sunt de natură noetică, în cele mai multe cazuri, sunt de natură noetică, în sensul că sunt imagini, sunt erotism, noetic. E o gânditură la nivelul psihologic, că până la urmă totul e în minte. Totul e în minte. Mintea dă prin hipofiză, prin pituitară, prin laxa aceasta a gradelor endocrine, ea dă răspunsul, dă semnală pe tot, coordonează toate celulele din organism. Nu este celulă să nu fie implicată într-un proces psihologic uman. Adică ea poate să genereze hormoni, o genereze neurotransmițător și ăștia imediat dau impulsurile în organism, ca și un curent care străbate întregul corp uman. N-am terminat introducerea. Problema este aceasta, cum mă gândeam venind încoace, dar lucrul acesta că, deși trăim într-o societate a informației, suntem foarte prost informații. De ce? Informația perversă abundă și informația de calitate este foarte redusă. Informația perversă este facilă, informația de calitate presupune atenție și efort. Informația perversă presupune plăcere, informația corectă presupune concentrare, efort, ceea ce înseamnă o ușoară durere, o greutate. Și atunci oamenii, mergând pe toboganul acesta al minimei acțiuni, ca în fizică, se duc către plăcere tot mai mare, se duc către o informare derizorie care le consumă resursele și capacitatea lor de a metaboliza informația, fără să le aducă nimic un nou, ba mai mult, le dezorganizează psihologic nivelurile acestea de informare, de valori. Deci, fundamentul pe care se construiesc comportamentele, atitudinele, deci au toată o valoare cognitivă. Deci toate sunt subminate. Și atunci omul se prăbușește într-un gol. Și vedem astăzi în societatea noastră, populația, masele, că nu mai sunt persoane, ci sunt mase,
că sunt complet dezorientate și supuse acestor stimuli consumatoriști, publicitari, divertisment, spectacol și așa mai departe. Asta explică și faptul că, în pofida faptului că știm tot mai puține privind cum să ne creștem copiii și avem tot mai puține resurse privind cum să ne protejăm copiii, oamenii nu vin. Și vă spun sincer, pentru mine s-a fost una din marile deziluzii ale ultimului an, care m-au deconectat complet, văzând că la eforturile de a face o școală a părinților, cât de puțin părinți au răspuns pozitiv. În condițiile în care rata de copii cu autism crește România, rata copiilor cu diabet crește România, rata copiilor cu astm și alergii crește România, rata problemelor de deficit de atenție cu hiperactivitate într-o creștere abruptă, masivă în România, în condițiile în care copiii la clasa 4, la 5 consumă pornografie la școală pe iPhone-ul și pe nu știu ce, condițiile în care nu se mai învață în școli și cine își imaginează că se învață este într-o mare eroare. Deci eu nu știu, personal vorbim, vă spun, și sunt preocupat de domeniul educației. Ce funcționează la nivel educațional sau al formării și dezvoltării copiilor noștri? Cu toate acestea, părinții, nu știu, mulți dintre ei nici nu conștientizează. S-au ajuns la un nivel de genul, oricum nu mai putem face nimic. Iar eu îi întreb, când discut cu vreunul mai de aproape, zic, dar ai făcut tot ce depinde de tine? Sau care ai încercat. În momentul în care l-am întrebat așa și fac tac, nu. Eu atâta zic. De aici, dacă plecăm cu un gând, măcar atâta. Să facem tot ceea ce depinde de noi. Pentru că am un prieten și spune, măi, Virginia, te mai omorâm. Există informații, dar oamenii nu vor să știe că vaccinul poate să creeze boala autoimune și diabet. Ce să le faci? Există studii pe tema asta. Sunt site-uri. E nebunie. Intră pe internet și orice. Dar informații de calitate, într-adevăr, dar ne dau dreptate într-o anumită măsură. În sensul că tendința omului este totdeauna de a asculta de sistemele care sunt oficiale. Mai ales a femeilor. Iertați-mă. Femeia este mult mai dependentă de ce spune majoritatea și de ce spune stăpânire. Bărbatul e mai autonom. Aia nu contează mai puțin. Dar femeia crește copiii, nu bărbatul. Ea hotărăște ce vrea de bărbatul. Dar și am prieteni care spune, oricât am vrut să nu fac vaccinul, mă, nevastă mea numai. Și azi, bine, mă, da. Decât să am balon, mai bine pace. Și a avut șansa că copiii lui nu s-au îmbolnăvit. Pentru că și asta o șansă. Care depinde de niște factori. Unul e factor genetic. Un vaccin poate să-l omoare pe unul și altul să nu-l omoare. Același vaccin. Pentru că factorul genetic spune că un copil la un vaccin generează, reacție e alergic, creează reacția autoimună, la altul nu-i creează. Pentru că răspunsul este specific genetic, genul pe care le are. Și se știe că, în mod normal, când faci vaccinul, ar trebui toți copiii să se facă și teste de alergie. Nu se fac. Dacă cer la un doctor, te și se uită la tine, ești nebun. Dar îmi spune mie un prieten, cineva, mă duc la o conferință în Timișoara și spune o familie. Privitor, na, privind la experiența prietenilor lor, cei mai buni prieteni ai lor, au făcut vaccinul și în următoarea săptămână s-a declanșat un sindrom, a ajuns copilul autist. Naște al doilea copil, zice că e la doctor, de familie, și ce trebuie să facem să vaccinul doamnă. Și am un copil, a făcut vaccinul și a ajuns autist. Stați liniștite, a zis doctora, că nu fac toți autism. Să vă spun răspunsul doctor. Și a spus, dar eu nu pot să merg pe ruleta asta, că face sau nu face. Deși, spui, bă, poate că o fi din 2 în 2 sau din 3 în 3 sau din 5 ori 5 ani, iar la mine a picat unul. Dar s-a purtat ca genetic vorbind, pentru că ai aceleași condiții genetice, să aibă și copilul celălalt reacție la acei stimuli. Pentru că îți introduce în copil. Am dat un exemplu cu vaccin. Pentru că acum în Parlamentul României sau undeva în Minister se discută introducerea obligativității vaccinării cu amendă de 1000 de euro, cu filmare de servadă. Zici că suntem în Orwell. S-a pus problema să se filmeze când îi face doctorul vaccinul. Deci până acolo se ajunge. Nu au ce treabă. Democrație, nu știu ce. Deși în Constituție, de la procesul la Nuremberg încoace, știți că s-a interzis să se aplice oricărui om o procedură medicală împotriva voinței lui și Constituția României se consemnează lucrul acesta. Nu are nicio importanță. Dar asta nu are importanță. În România, anilor 2016,
se hotărăște să se introducă această măsură, deși eu nu văd statul român să fie interesat de sănătatea noastră. Eu nu-l văd. Coca-Cola, cum mă duc să cumpăr vitamina C de la farmacie, mă întreabă, da, aveți rețeta? Deci, doamne, nu este niciun studiu care să arate că vitamina C de efecte adverse. Că vorbesc ei că pietre la rinichi. Nu e nicio chestie reală, nu s-a demonstrat. Aia e populară, este așa, folclor. Dar studii că Coca-Cola produce cancer, există. Însă dacă nu o să cumpăr Coca-Cola 10 kg să-mi dau 7 pe zi, nu mă întreabă nimeni dacă am făcut 7 pe zi. Însă dacă cumpăr vitamina ce să-i dau copilului, spune, nu știți care treabă, trebuie rețetă. Care e diferența? Noi pe piața românească avem cel puțin 10, 20, 30 de aditivi care sunt interziși în Europa, că sunt cancerigeni. Există în piața românească. Avem hormoni din pui, avem antibioticele din pui și din tot ce înseamnă animal crescut în spațiu închis, pentru că se infectează. Și antibioticul, orice rezistență la antibiotic, produce cancer pe termen lung și așa mai departe. Lucrurile acestea, deși nu este interesat Ministerul Sănătății, și am vorbit cu cineva care a făcut un proiect de prevenție în România și a spus că nu se aprobă proiecte medicale pe prevenție. Păi de ce nu se aprobă? Nu e mai ușor să investești 1000 de lei în prevenție decât 1 milion de euro în vindecare? Mi se pare mai ușor să-i faci un vaccin care poți să-l înjușești și care, din punctul meu de vedere, iertați-mă că îmi pun și în pericol libertatea și viața, pentru că războiul cu vaccinul este foarte puternic astăzi. Mi se pare cel mai puternic. Pentru că Bill Gates o spune pe față. De-aia mi se pare mie nebunie că românii nu citesc și nu se uită. Șansa noastră de control populației sunt vaccinurile. O spune pe față, nu trebuie să stai să faci... De ce șansa noastră? Pentru că România s-au vaccinat doar 6% din fete cu Gardasil, au primit Bill Gates, a trimis comisar să facă o investigație. De ce doar 6%? Ce treabă are el care trăiește acolo? Poate doar faptul că sunt o grămadă lume care lucrează firma lui, a doua nație, mi se pare. Cu vaccinarea fetelor în România. În fine. Deci, revin la informații. Din păcate, suntem prizonieri informațiilor de proastă calitate și suntem ca popor. Ca popor. Vă spun sincer, ca un om ce iubesc poporul, pentru care sunt aici și în România și în fața dumneavoastră, nu avem această capacitate de a discerne și de a ne apăra propriile noastre valori și, până la urmă, familiile noastre, comunitățile noastre. Să ne apărăm noi ca organism. Lucru pentru care românii la ora asta au rate de mortalitate pe niște boli, primele în Europa sau pe primele lume, pe niște anumite boli. Nu avem. Neamțul imediat ascultă, vadă la cap și spune ce schimbare e viața lui român, ascultă și zice, asta e. Povești, asta, pare, pare, pare. Vede Dumnezeu, pare și niște grii, mai sunt și credincioșul. În felul lor. Deci, în contextul acesta, cred că este foarte important să știm câteva lucruri privind educația copiilor, pentru că noi nu mai avem nici tradițiile, nici timpul sau răgazul de a asculta și de a urmări, de a aplica rațional între tratamentul, terapie copilului nostru, sau dispoziția, sau resursele. Că toate trebuie să existe o dispoziție, niște resurse. Noi le mai avem. Și atunci spunem că e mai ușor să aplic o metodă care este consacrată, ce înseamnă ia un medicament, ia un ajutare, aplică nu știu ce, du-l la școală, fă aia, pune la televizor, dă-i tabletă, nu știu ce, că toți fac așa și că vor ajunge genial. Nu o să ajungă genial. Din nefericire, din copii. Acum, tema poate fi abordată pe vârsta copilului. Pe momentul în care el se află, zic, de la proiect până la adolescență. Se poate vorbi foarte mult pe tema asta. Vedeți, introducerea s-a durat jumătate de oră. Aproape. Se poate vorbi foarte mult. Și nu o să avem timp atunci și o să încerc să trec puțin așa rapid într-o seamă de probleme pe care la care trebuie să fim atenți. De la concepția copilului, dinainte concepția copilului și până la vârsta lui, până la adolescență și adolescența târzie. În primul rând, trebuie să știm că sănătatea copilului se definește sau se precondiționează dinainte de a fi conceput.
În sensul că obiceiurile pe care le are mama, deprinderile alimentare ale mamei, deprinderile de viață ale mamei, deprinderile de comunicare între mamă și tată, se vor transmite și în perioada intrauterină și ulterior. E greu să schimbi o deprindere în momentul de zero, când copilul a fost conceput. E greu să schimbi o deprindere în momentul în care copilul s-a născut. Eu zic, e aproape imposibil. Deprinderea este a doua fire a omului. Și firea omului este ceea ce îl definește pe termen lung. E ceva stabil. E greu de schimbat. Mare resurse. Pentru ceea ce vor și resurse. Deci, unul este momentul în care oamenii sunt împreună sau se căsătoresc sau acelor lucruri să înceapă să facă, să-și creeze niște reguli de viață, niște tineri care să le faciliteze și nașterea unui copil sănătos și creșterea unui copil sănătos. A doua fază este momentul în care copilul este conceput. Cu cât e copilul mai mic, cu atât efectele asupra lui intrauterine de copil, acum, sunt mai mari. Astfel încât studii care arată că stresul, traumele psihologice ale mamei au repercursiuni până la vârsta adultă, în sensul că pot genera de la diabet până la schizofrenie la copil. Nu mai vorbim de probleme de atenție. Numai faptul că copilul se află în punct de comandă și în perioada respectivă mama a suferit ceva. Au făcut ăștia studii o grămadă. Mi s-a constatat într-o perioadă, în Canada, unde a fost o perioadă de timp căzută, a căzut curentul. Când astea a căzut curentul. Și copiii care atunci erau la anumită vârstă, în de cu mamei, au avut un efect, au avut acest lucru un efect. Pentru că femeile s-au speriat, s-au schimbat odată într-o societate civilizată, supra-civilizată. Mai civilizată decât a noastră. Ceea ce înseamnă civilizație, asta nu înseamnă ceva foarte bun. E un context cultural. Mamei sunt foarte dependenți de lucrurile astea. Și un astfel de șoc poate să le schimbe. Deci, cu siguranță trebuie văzut ce alimentație are mama, care este starea psihologică a mamei, care este relația ei cu soțul, cât se radiază cu toate prostiile, pantele de vis-a-vis de casă sau cu telefonul pe care ține lângă ea, cât stă în fața ecranelor și a televizorului și a calculatorului, toți factorii aceștia sunt importanți. Ce ascultă mama, ce muzică ascultă mama, că una e să asculte muzică de Mozart și alta e să asculte rock, unde și plantele vor. O studi, nu așa. Una este să fie îmbrățișată cu afectivitate și tandrețe de tată și alta este să dea picioare în burtă. Una este să respire aer curat și alta este să fumeze mama. Fumează, apar anumite boli la copil. Deci există o legătură foarte strânsă între experiențele mamei în perioada intrauterină și viața copilului ulterior. Oamenii din proștia tradiționată, care erau mult mai proști ca noi, mult mai proști, prost informați. Se fereau de anumite lucruri. Nici mediul nu le favoriza, că femeie care să fumeze acum 50-60 de ani erau doar niște boieroice cu și alea fumau doar așa, de fiță undeva. Înțelegeți? Deci, măcar fumat. Nu vorbim de calculator, televizor, telefon mobil și alte prostii. Deci acum au intervenit, ne-au invadat viața niște miroce care acum 100 de ani nu existau. Dacă ar fi existat, poate că nu ne-a mai fost astăzi aici. Și nu știu, în 2-3 generații, cum o să mai arate oameni în contextul în contextele actuale. Urmă este momentul nașterii. Fac foarte mult greșeală la naștere. De la faptul că copilul nu mai e născut prin natural, și am asistat la o discuție săptămânile trecute cu John Ionescu, un doctor John Ionescu, un om extraordinar român, care s-a realizat cu adevărat în domeniul medical și are o clinică undeva lângă mine, pe boala autoimune, și spunea că cea mai bună imunizare a copilului este trecerea prin traiectul acesta vaginal al mamei la ieșirea la viață, la aer, la lumină. Pentru că era atunci ce intră în contact cu flora aceasta a mamei, care produce primul impact imunitar și dezvoltă, să zic, imunitatea copilului, ca răspuns. De aceea flora aceasta trebuie să fie sănătoasă. E foarte important să fie sănătoasă și foarte important să treacă pe acolo, nu prin tăietură direct. El spunea lucrul acesta și bine, îl știam de mult, n-am văzut studii pe asta, nu m-am ocupat de temă, dar știam de lucrul acesta cât de important este să treacă, pentru că acum sunt studii recente ce arată că acesta este primul stimul imunitar, ce dezvoltă imunitatea, și al doilea stimul imunitar spunea el sunt bolile copilăriei.
toate, fiecare boală a copilăriei care a lăsat-o Dumnezeu în lumea aceasta, sunt, au rolul de a, de a declanșa o reacție imunitară, în urma căreia, de exemplu, la pojar, vedeam studii, crește imunitatea copilului, după ce trece boala aceasta. Așa se numește, nu. Nu are parte de bolile astea, nu-i crește imunitatea. Îi dați vaccinuri, alea nu-i cresc imunitatea, împotrivă. Eu reprim. Deci, să zic, important este naștere naturală. Pentru că se facă o naștere naturală, femeia trebuie să ai o musculatură dezvoltată. Normal, se meargă mai mult, să aibă mușchii respectiv bine dezvoltați, să poată împinge copilul. Și să aibă, da, o stare de sănătate anume, care să-i permită lucrurile acestea. Deci trebuie din timp să se gândească la lucrurile acestea, ca să poată să-i favorizeze nașterea, o naștere sănătoasă. Fără dureri mari. Plus, o naștere fără cezariană presupune o cantitate mai mare de oxitocină. Oxitocina, știți că este hormonul, femeile știu foarte bine, care apare în cantități mari la naștere și produc contracții. În momentul în care noi tăiem și scoatem copilul, aceste contracții nu se mai produc. Și firul se mai produce. Am spus la Biblie, noi că mâine dimineața la ora 7 sau la 10 sau la 12 facem operația asta, am tăiat, a scos copilul, am terminat povestea. Pe când natural este să apară contracțiile pe care dictează ceva din om, nu știm cum, ceasul bate cumva și aceste contracții produc creșterea nivelului de oxitocină sau creșterea nivelului de oxitocină produce contracțiile și oxitocina cea respectivă are o funcție foarte importantă. Reduce durerea mult și de 2-3 ori. Oferă protecție împotriva stresului. E un stres a nașterii și pe posterior nașterii, că după ce crește oxitocina nu coboară, rămâne sus. Ceea ce face ca mama să suporte stresul mai ușor. Deci, la un moment dat, de astăzi au crescut foarte mult depresiile postnatale. Gândiți-vă ce înseamnă să naști că o mamă un copil și mai să facă depresie. Și următoarele luni de zile când copilul solicită mama mult, cel puțin la somn, dacă nu și multe, o schimbare masivă, deci fundamentală în viața ei. Dacă ea nu are nivele de, suficiente de oxitocină, dacă ea are și o depresie câștigată ușor la naștere, s-ar putea să o dărâme complet, după care se întâmplă cu multe femei astăzi. Și după prima experiență de naștere, spre draga a doua oară, nu mai nască. Naștere sunt, eu nu mai vreau să mă vadă asta. Însă, durerea aceea nașterii și a contractelor normale, era mult atenuată, este mult atenuată și atunci, ca și ulterior, de aceste nivele de oxitocină. De aceea, o naștere naturală favorizează copilul. Ca să iasă copilul afară, să fie pregătit. O naștere naturală înseamnă că el se pregătește. Simte contracții, ceva se petrece în ceasul lui, să-și pregătește să iasă. Așa este total nepregătit. L-ai tăiat cu cuțitul și l-ai spus afară. Și o privată sunt. Citeam aseară, mi-a trimis cineva un studiu. De fapt, mi-a trimis comentariul unui studiu despre care știam, privitor la tăierea cordonului umbilical. În primele secunde, minute după naștere, copilul încă se alimentează și trebuie lăsat să se alimenteze pentru că el încă nu a dezvoltat capacitatea să oxigeneze suficient creierul. Tăierea cordonului umbilical foarte rapid după naștere presupune un anumit grad de hipoxie, care afectează și funcțiile corticale ale copilului. De aceea este bine copilul născându-se să fie lăsat puțin. Nu vă pot spune acum exact, trebuie să mă uit pe studii, ca să se hrănească, să se oxigeneze în continuare creierul. E fundamental. Vedeam o descriere, o scripție în America, că trebuie imediat ea. Dar de ce trebuie? De ce trebuie dat timp? Se știe că el trebuie lăsat ca să se hrănească creierul, să oxigeneze, să primească acel oxigen. Pe urmă vine bombardamentul cu vaccin. Vă dați seama, la 20 de minute după naștere îi baci două vaccinuri. Îi baci antituberculotic și antihepatită B, care trezesc, cum să spun, lovesc un sistem imunitar și nu este format, lovesc un organism. Copilul, în mod normal, nu face bolile alea la vârsta respectivă. N-are cum să le facă. Copilul, până la o vârstă, alăptându-se, a fiind alăptat și așa, nu este expus la aceste boli. Întrebare de ce îl faci atunci? Hai că vrei să îl faci, presupun. Noi, în România, avem cea mai mare rată de vaccinare pentru DPC, dar avem cea mai mare rată din Europa, cel puțin, de îmbolnavi de DPC. Și s-au pus întrebarea unui cercetător. Dar de ce? Cum se întâmplă treaba asta? Care este legătura?
Nu sunt mai. Nu sunt mai. Cercetați și o să vedeți. Acum un an de zile a fost vaccinați, nu știu câți copii au făcut TBC, la o săptămână, două, după naștere. Și la câteva luni le dădea antibiotic puternic, continuu. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că acei copii au viața compromisă. Nu știu, poate Dumnezeu așa intervine să salveze, dar altfel antibioticul este antivirus, e împotriva vieții. Distruge toate celulele, nu numai celulele acelea. Că nu poți să-l dirigezi pe el să se omoare numai un individ de celule. Este o toxină, o chimicală. În fine. Deci iarăși este o problemă și cu vaccinurile acestea care intervine. Urmă este o problemă cu adaptare. În momentul în care naște natural, femeia mult mai probabil să vină laptele foarte repede. E mai probabil. S-ar putea și după cezariană să vină. Dar rata este mai mică. Scade probabilitatea mult. Și se trezește că copilul a primit deja de la asistente lapte praf. Bine, mersi. Și deja el a pus gura, a gustat laptele praf, care în cele mai multe cazuri este alergen, generează reacții. Ne poate, nu are reacție. La idei lapte praf, imediat s-a înrojit la față, s-a făcut bun. La lapte de mamă n-are nimic. Dar asta este organismul lui, nu slavă Domnului. Că n-au putut să-i dea nimeni niciodată lapte praf până acum. Dar laptele praf nu este un plus pentru sănătatea copilului. Vă povestesc ceva ce a pățit o prietenă de-a mea în Grecia, în perioada în care eram acolo. L-au zis la doctor și a întrebat pe doctorul și lapte praf i-a zis. Spune, nu, mă, am lapte, dați-i ca și completare. I-a dat o nouă cutie cu lapte praf, a venit data următoare la doctor, după nu știu câteva luni, a zis, da, lapte praf i-a zis. Păi, doctor, n-a fost. Și, doamnă, dați-i că i-are nevoie copilul pentru completare și a zis, dați-i de lapte. De ea a făcut lapte. Și următoarea dată când s-a dus, ce mă, mi-a fost rușine să zic că l-am dat. Și a zis, dat, doamnă, la lapte praf? Da, am dat, domnul, i-am dat. Doamnă, să știți că acum a sosit vremea să nu mai dați lapte asta. Că copilul deja se obișnuiește cu lapte praf, e mult mai fermitor, renunțați la asta. Asta este povestea. Și o coroborăm cu o altă întâmplare petrecută undeva în Arizona, la mănăstirea Părintelui Efrem. Mi-a povestit un prieten care a fost în mănăstire în perioada respectivă. Și mi-a zis așa. A venit la Părintele Efrem, poate ați auzit, este ucenicul cuviosul Iosif Isihar, plecat acolo ca zeschid, a deschis 22 de mănăstiri, minuni mari, vin americanii, intră în mănăstiri și sunt mai monari decât monarhii noștri de pe aici, din țările astea ortodoxe. Doamne Iisus, se continuă o viață deosebită, nu muncește bărbine. O asumare evanghelică a monarhismului și general a fericilor evanghelici. Și a venit un grec cu o problemă. Părinte, merg la biserică, merg și la Sfântul Munte, mă spovedesc. Și iată, am doi băieți și nu mai probleme am. Nu mai probleme. M-am rugat și nu mă știu rezolv nimic. Și părintele asta s-a uitat la el așa de jos până sus și a zis, de ce ai venit, ai bătut drumul până la mine? Trebuie să spun totul, în Sfântul Munte, la unde te spovedești tu. De ce nu spui faptul că ești plătit de companii ca să recomanzi medicamente care omoară oameni? Și că ei atâta ația bani pe lună, i-a spus, mi se pare că iau 600 de euro, nici mai țin exact așa ceva acesta. Ei atâția bani pe lună ca să recomanzi medicamente care omoară oameni. El însuși a plecat de acolo, face, nu mai fac asta și Dumnezeu se va birui de copii. El a plecat de auzi în cameră și el însuși a povestit lucrurile astea, nu știa nimeni. Doar el știa de contractul pe care l-avea. Deci, din păcate, există și oameni care, doctori, care fac astfel de contracte. Farmaciști care fac astfel de contracte. Și mi-au spus o prietenă farmaciști că compania le dă, dacă vând 5 medicamente, 2 le primesc gratis. La ce medicament? Nu la altele. Și atunci, normal că dacă el are un câștig să recomandă acel medicament, care poate să aibă un preț mai mare, deși are aceeași substanță activă, ca și celălalt. Sau care poate chiar să nu facă chiar activ. Până la mai este o problemă de conștiință. Dacă ne apar banii și morala banilor, etica banilor, schimbă conștiința și omul distruge viața, trebuie să câștigă ceva în plus. Deci revin. Esențial în prima parte a vieții este copilul să fie alăptat. Alăptarea are cel mai mare beneficiu pentru viața copilului, din câte poate sănătatea copilului de potențial. Infecțiile
se depășește mai ușor, imunitatea este mult mai puternică, starea psihologică este mult mai bună, pentru că copilul, prin adaptare, câștigă și un aliment esențial, adică afectivitatea de care, pe care merg să eu o împărtășesc. Și asta pe el ajută în toate felul. Un copil, de exemplu, care nu are parte de afectivitate, are imunitate mai scurtă. Afectivitatea joacă un rol fundamental în starea, în sănătatea copilului. În primul rând, pentru că ea este cea care mobilizează acest hormon minunat al oxitocinei și în copil și în mamă. Și bolile se vindecă de două ori mai ușor, durerea se reduce foarte mult. De exemplu, copilul este lovit și mama vine și fucă mâna unde s-a lovit sau capul sau ce. Copilul tace de multe ori. Nu un efect psihologic, spune psihologie. E un efect neuropsihologic sau hormonal sau cum vreți să o luați fiziologic. Pentru că la el crește crescând, văzând că dragostea mamei crește nivelul de oxitocină și atunci el nu mai percepe durerea cu aceeași intensitate, pentru că oxitocina reduce intensitatea de percepție, perceperea durerii. De aceea, într-un spital, un doctor care reușește să împărtășească dragoste mai mult decât, decât doctorii, să recomande doctorii, crește foarte mult posibilitatea, probabilitatea ca boala să se, să se vindece mai ușor, starea să se amelioreze mai repede. Că așa suntem ființe afective. Deci laptele este esențial pentru cine dorește să aibă un copil cu imunitate bună. Cu cât mai mult îl adoptează, cu atât mai bine. Iar laptele praf, din punctul meu de vedere, din tot ce am citit, e foarte periculos, chiar când mama nu are lapte, mai bine să încercați cu altceva și cu lapte praf. Luați un lapte de capră. Încercați cu alte alimente. Cu sucuri, cu pasate, cu tot felul de lucruri care poate să-l ajute pe copil. Așa au crescut copiii de când din lume, așa au fost sănătoși. Și până la urmă, dragostea mamei și toată durerea ei că nu poate să-l adapteze, până la urmă va, cred eu, va compensa lipsa laptelui materii. Mergem mai departe și viața copilului, cel mai important stimul, după, să zic, venirea cu laptele, este stimulul afectiv, adică prezența mamei în viața lui, a mamei în primul rând. Care trebuie să fie foarte aproape, cel puțin pentru următorii 2 ani. Cât e mai aproape, poate copilul va fi mai sănătos. Asta e realitatea. Pentru că în perioada 1-3 ani, nu 2, în 3 se dezvoltă, se dezvoltă de atașament. Pentru că copilul este foarte receptiv la acest stimul al afectivității în perioada respectivă. Și contează enorm să fie mama împreună cu copilul. Aud că în Franța, la 6 luni, deja se bat să intre în, în muncă și statul favorizează lucrul acesta. Gândiți-vă că până la încheierea celui de-al doilea război mondial, femeia n-a lucrat niciodată. Ea n-a muncit în afara casei. Nu exista femeie muncitor, nu exista femeia, lucra, era împreună cu copilul. În așa la curs, sau era în curte, sau era cu asta. Pentru că creșterea copilului, o să vedeți, nu știu cât de timp mai avem, creșterea copilului mi se pare că este una din cele mai complexe activități pe care le poate presupune viața noastră. Pentru că nu e o piesă pe care s-o produce, este un material viu, ce răspunde interpersonal, reflexiv, interactiv, și trebuie permanent să te adaptezi nevoilor lui, permanent să te adaptezi specificului lui, pentru că nu-s doi copii la fel. Și nu este ușor să faci acest efort permanent dacă nu investești și inteligență, și dragoste, și efort pe perioada lungă de timp. Căci vorba aia produci un om. Crești un om. E foarte important lucrarea aceasta. Această lucrare a fost prin cultura modernă, să zic, prin societatea tehnologică sau societatea de consum, a fost cu totul neglijat, s-a aruncat în derizoriu, s-a condamnat chiar, mai ales de gândirea neomarxistă. Marxistă și neomarxistă, care nu pune, care tratează omul ca pe un animal dezvoltat, poate, ca pe o piesă, mai bine slujită, și nu ca pe o ființă cu conștiință.
Pentru marxiști, conștiința nu există. Nu există. Și tot ceea ce trăim noi astăzi, din păcate, este consecința acestor gândiri, acestor ideologii, care, despre care nu știu dacă ne putem imagina cât de profund sunt impregnate, întipărite în toată cultura noastră, în tot ceea ce trăim noi cotidian, zi de zi, în gândirea noastră, în atitudinile noastre, în comportamentele noastre, în ceea ce suntem noi. Pentru că în timp au reușit să difuzeze aceste mesaje până în adâncul conștiinței umane, astfel încât suntem condiționați, precondiționați, să gândim realitatea în felul în care se dorește și acest fel nu este unul compatibil cu viața de familie. Nu este unul compatibil cu creșterea copiilor. Sau este total incompatibil și cu familia, lucru pentru care rata divorțurilor a ajuns la cât a ajuns. Este total incompatibil cu creșterea, dezvoltarea normală a copilului, lucru pentru care copiii noștri sunt, sau copiii lumii de astăzi, noștri, în sensul generic, sunt săraci bolnavi. Bolnavi fiziologici, bolnavi psihologici, bolnavi neurologici, de tot ce vreți. Deci, perioada aceasta de până la 2 ani este perioada în care 2-3 ani este perioada în care mama este obligatoriu să fie împreună cu copilul. Cât mai mult. Cu cât e mai mult, atât copilul va fi mai sănătos dezvoltat. Sigur că sunt și mame care stau cu copiii și care, pentru că iau în seamă aceleași teorii, fac greșeli. Și făcând greșeli, de multe ori scot un copil mai cu probleme decât altele care nu au putut să stea atât de mult, pentru că, na, le-a forțat viața. Până la urmă, Dumnezeu vede care sunt condițiile noastre și face pomorâminte viața noastră de creșterea copiilor noștri. Dar tot depinde de ceea ce depinde. De fapt, dacă facem, tot ceea ce depinde de noi. Sunt greșeli pe care mama le poate face. A venit odată cineva în București, m-a căutat la telefon, un copil cu autism. Și mi-a zis, domnul Virgilius, vin din Creta. Am fost acolo plecată cu soțul meu pentru muncă și copilul meu a avut autism, dar are toate simptomatologia despre care vorbiți în cărțile dumneavoastră și cred că cauza se află etiologia, zicem noi, dar cauza se află exact ce spuneți în vizionarea TV și a spus, eu n-am știut, domnul Virgilius. Și m-am întâlnit cu ea, am văzut copilul care a un autism, și n-a avut, el n-a avut așa ceva. Dar la un moment dat s-a declanșat. Nu, bun. Și zici, și cât stătea la televizor? Cât îți ținea la televizor? 2-3 ore pe zi? Nu mai mult, mai mult. 4-5, nu mai mult, mai mult. Dar cât, doamne? 7-8? Domnul, cât stătea? Dacă stătea toată ziua, toată ziua. Și voi lucrați? Nu lucrați, stăteam acasă să mă îngrijesc de el. Dar de ce lăsați? Eu credeam că asta îl ajută, că îi dezvoltă mintea, că îl face mai... Deci iată săraca femeie, pur și simplu, dintr-o proastă informare, dintr-o simplitate. Și ca să nu spun prostie. Că în greamă, prostie înseamnă simplitate. Dintr-o simplitate, a ajuns să se simtă copilul toată ziua și se pare că este un pic de autism, pe care niște prieteni care lucrează în domeniul autismului, îi declanșează chiar vizionarea TV, în sensul că, ținându-l mult timp la un nivel de inhibiție mare, în fața televizorului, nu este stimulat, este inhibat. Anumite zone de interes sunt puternice. Dacă este în perioada de dezvoltare până în 2 ani, 3 ani, și scăpă până în 3 ani, se triplează greutatea creierului. Se triplează. Și dacă atunci nu are stimulii necesari, el se inhibă, se distrugă, se atrofiază, rolul atrofii corticale. Și cu acele atrofii copilul pleacă în viață. Sigur că dacă va fi stimulat ulterior suficient de bine, va recâștiga ceva. Poate nu complet. Poate un 60%. O să fie bine. Nu e ca la vaccin, unde o temperatură crescută poate să-i producă o distrugere a unor rețele neuronale atât de răspândite în creier, încât să nu-și mai poată reveni totul acela pe veci. În general, la vaccinurile, vaccinul generează un mecanism. Este acesta care se poate repede temperatura creierului. Ca o reacție autoimună. E una din efecte. Poate să fie aluminiu, poate să fie mercurul, poate să fie ceva ce are și să genereze această reacție. Și acea reacție conduce la distrugerea rețelor. Deci copilul acesta a făcut să doamnei respective acel tip de autism, deci nu mai răspunde la stimuli, din cauza că i-a stat copilul acasă. Dar nu i-a folosit la nimeni. De-aia vă spun că este foarte important astăzi o minimă informare. O minimă informare.
pe care, din păcate, mulți n-au dispoziția să mai facă. Că sunt supra-încărcați, sunt sătui de informații. Se duc acasă, se dea puțin seara, se zi în fața televizor. Și de înțeles, așa au fost condiționați la lungul timpului. Și când se gândesc la asta, creierul spune, e bine, e bine. Și se duce și o face automat. Pavlovian. Răspuns automat. S-a apres lumina, începe câinile să aliveze. Pentru că știe că este de mâncare. Așa și el. Aprinde lumina televizorului, începe să relaxeze. Creierul intră în alt. De nu știe că acele unde alfa nu înseamnă că e bine pentru creierul. Pentru că undele alfa nu apar. Acele unde alfa nu apar într-un timp natural și sunt forțat creierul să intre în alfa rapid. E ca și cum ai apăsat un buton. Și nu e normală treaba asta. Iar acea unde de alfa, în mod normal, dacă mă relaxez acum, foarte mult, scade activitatea corticală, deci frecvența undelor, la beta. Unii spun că sunt peste beta până la 60-70 de Hz. Deci scade până la 13-14 Hz. Și atunci mă relaxez, asta înseamnă alfa. Și va scade și mai jos. Dar trebuie să odinește. El nu mai interlucă. Poate și-a vise care să vină și ce liniștiu și... Nu aduce informații în plus. De când intrăm la televizorului, intrăm în alfa și în creierul nostru intră milioane de informații care fac ce vor cu creierul nostru, că el este la ora asta relaxat. Deci ea televiziunea este cel mai bun mijloc de publicitate, de condiționarea comportamentelor. Pentru că ea lucrează cu subconștientul nostru, ea nu lucrează cu conștientul nostru. Și cine se expune, o propria sa răspundere sau și asumă riscul de a fi manipulat. Nu există expunere mediatică fără manipulare. Nu vă amăgiți că poate să existe. Într-o stare alfa, creierul primește, aproape fără discernământ, aș putea să spun, primește influențele, înăurile. Și se creează structurile ce generează comportamentele. De asta se și cheltuiesc bani pentru publicitate. Nu pentru că publicitatea n-ar fi eficientă. Știu foarte bine, clar, dacă investesc atât îmi crește profitul. Pentru că atâția oameni vor fi influențați să facă ce le spun eu. Nu că sunt proști. Pentru că nu lucrează cu gândirea conștientă. Lucrează cu gândirea subconștientă. Deci să nu imaginăm că așa când ne uităm la televizor, hotărâm ce se întâmplă. Nu hotărâm. Pentru că suntem în alfa, numai gândirea critică se scade. Nivelul gândirii critice depinde de unde acestea cerebrale. Care sunt reprimate. Revin la copii. Sunt atât cu părinte. Nu, e bine. Nici o oră. Mai e până la trei. Dar și muncesc aici. Măcar sunt aici, am lăsat toți cu copiii, deci nu se grăbesc. La oră jumătate mă opresc. Și peste trei. Așa. Pe urmă, pentru dezvoltarea creierului copilului, și cred că e cel mai important, dar și a organismului, este important stimul. Copilul are nevoie de anumit stimul. Nu e o chestie nouă. Așa este genetic făcuți. Și nici nu se poate schimba omul de azi pe mâine, cât s-a schimbat tehnologiile, cât s-a schimbat mediul și cultura. Aceea stimul are nevoie. Și atunci trebuie să fie stimulat corespunzător acestor necesități. Nu supra-stimulat, ci stimulat. Pentru că sunt părinți care, în dorința lor de a avea copii excepționali, excelenți, își supra-stimulează copii. Efectul supra-stimulării este ca și identic cu cel al substimulării. Pentru că produce blocaj. Îi dăm 100 de jocuri, culori, toate lucrurile astea produc blocaj. Nu, copilul trebuie supra-stimulat. Îl blochează funcțiile cognitive. Ci stimulat în așa fel încât el să devină interactiv. Suprastimularea omoară interactivitatea. Te face dependent de stimul. Ai stimul puternic, răspunzi. Pavlov, nu-l ai pasiv. Deci cu cât copilul este mai puternic stimulat, cu atât devine mai pasiv. Sau mai hiperactiv. Sau mai apetitiv în a avea experiențe puternice. Sau mai demotivat, sau mai depresiv, vom vedea mai târziu în viață. Deci, dacă o luăm așa puțin, el are nevoie de stimulare afectivă, în primul rând. Stimularea prin cuvânt, în al doilea rând. Mama trebuie să vorbească cu el. Mama trebuie să vorbească cu el de când e în pântece.
Copilul când îi împântece, recunoaște vocea mamei și a tatălui. S-au refăcut studii astea, cred că anul trecut s-au publicat unul de noi. Copilul născut s-a constatat pe creuzile, el recunoștea vocea mamei foarte bine și a tatălui. Dar cu mama și tatăl vorbeau în vreajma lui sau vorbeau cu el. Deci stimularea prin cuvânt este cel mai important de stimulare. De aceea femeia vorbește mult. Pentru că ea trebuie să vorbească cu mulți copii. Și cu cât are mai mulți copii, cu atâta ea realizează sau își consumă acest potențial imens de a vorbi. Pentru că cel mai important stimul în dezvoltarea copilului este cuvântul. Prin cuvânt îl reușești să-l ții, prin cuvânt îl reușești să-l hrănești, să-l controlezi. Și dacă femeia n-ar avea de această disponibilitate, nu are bărbatul. Cu bărbatul obosește să vorbească așa. De-aia trebuie să vorbească cu 1, 2, 3, 4, 5, 10. E făcută genetică să vorbească cu mulți copii. De aceea femeia spune că are 20.000 de cuvinte când le vorbește pe zi și bărbatul până în 10.000. Dacă are un singur copil și nu 4, restul de cuvinte cad pe capul bărbatului. Și pentru el este prea mult. Dacă e profesor, atunci asta... Numai și pentru faptul că el nu poate răspunde cu aceeași sumă de cuvinte și e dezavantajat. Înțelegeți? Deci, dincolo de glumă, genetic vorbind, femeia vorbește mai mult, tocmai pentru că ea trebuie să-și stăpânească copiii și să-i stimuleze prin cuvânt. Cuvântul reușește să se facă comunicarea aceasta dintre realitate și minte. El este un mijlocitor, e un mediator. În el și o taina cuvântului. Uitați-vă la un copil, ați avut la majoritatea de aici copii, cât de ușor învață ei cuvintele fără să le definească cineva. Doar îi spui de două, trei ori într-un context și copilul parcă e pus cuvântul acolo, într-o găoace, într-o matrice în care el trebuia să fie și îl introduce imediat în gândirea, în vorbirea lui. Pentru că ar să definim toate cuvintele. Dar vreau să vă spun că noi nu suntem în stare să definim nici măcar pe cele mai simple cuvinte. Cum definește cuvintele? Doar pentru că limbajul, limba, cuvântul, ține mai mult de o rădăcină, de un dat al conștiinței umane. E o taină cuvântul. E o taină. Limba maternă. Am învățat-o de la mamă. Limba maternă. Și se pare că toate celelalte limbi ulterioare funcționează pe baza limbii maternă. Eu gândesc într-o limbă, folosesc matricea limbii mele materne, care este o matrice legată de ființa mea, care este o ființă culturală, o ființă angajată și dezvoltată într-un spațiu geografic, o ființă ce ține de un neam. Și atunci am cât de important este copilul născut într-un neam să se realizeze până la capăt, pentru că dacă lipsește această dimensiune, el poate să nu ajungă la maximul posibilităților sale, pe care le realizează tocmai în contextul respectiv, cultural al neamului său. Deci cuvântul este foarte important. Urmă mișcare, la nevoie să miște. Și ați văzut, el se mișcă, nu stă. Copilul stă, se mișcă probleme, se mișcă tot timpul, sare, se ridică, cum nu știu ce. Și mai târziu, în copilăria sa, în furie și chiar târzie, și în adolescență, și în viață, acești stimuli să știți foarte importanță. Afectiv, cuvânt, mișcare. Urmă, prin cuvânt, de exemplu, poveștile se arată în studii că sunt mult mai favorizate, mai mult dezvoltarea creierului decât imaginile. De aceea, în unele studii, un profesor Burns în America, care demonstrează în cărțile sale că poveștile neînsoțite de imagini favorizează mai mult dezvoltarea gândirii copilului. Pentru că imaginea, în general, te limitează la structura ei. Pe când o poveste, cuvântul are o valoare simbolică. Într-un cuvânt, omul poate să-și imagineze orice. Cuvântul e ca o fântână în imaginația lui. Poți să poboși, să iei de acolo, să te hrănești, să scoți una sau alta, ca o mină. În funcție de adâncimea la care cobori, scoți altceva din el. De aceea, oamenii înainte, prin cultura orală,
rezultatul unor capacitățile acestea cognitive de prin cultura vizuală, care limitează gândirea, nu favorizează. Cultura vizuală limitează foarte mult gândirea omului. Din păcate, este împrizonierea să-ți imagini. Însă, vedeți, eu, în momentul în care citești o carte, sau în momentul în care cineva citești o carte, devine autor al cărții respective. Există o infinitate, un număr de autori al cărții, unul plus toți cei care citesc cartea respectivă, pentru că niciunul nu și-a imaginat povestea de acolo ca celălalt, pentru că fiecare își imaginează în baza propriei sale experiențe, în baza propriilor sale imaginații, în baza propriilor sale asociații. Înțelegeți? Dar când vezi un film sau multe experimente, toți povestesc așa, când citesc o carte, țin minte că am văzut deasupra un cui de cuci filmul, după ce am citit carte. Și am uitat complet carte. Așa este experiența mea, însă am citit studii că toți cei care văd un film după ce au citit o carte, uită cartea. Și când sunt pus să-și evoce cumva personajele, își amintesc actorii, își amintesc acțiunea filmului, pentru că e mult mai pregnantă, mult mai concretă. Și mintea omului este tributară concreteței imaginii. Imaginea furnizează mai multe informații, se fixează mult mai repede în subconștient, trecând în cuvânt, tu trebuie să contribui cu noi în persoană este mai mult în cuvânt decât imagini. Deci omul este mai repede să realizeze ca persoană relația prin cuvânt decât prin relația prin imagini. Pentru că cuvânt te potențezi, cuvântul te exprimă, de aceea Dumnezeu este cuvânt și nu icona. Logos, cuvânt și nu icona. El este reprezentat în icoană, icona. Dacă îmi spui la început a fost cuvântul, Logosul, rațiunea, este cel care cuvântă. Prin cuvânt s-a făcut lumea, nu prin imagini. Imaginea este reprezentarea ceea ce deja este creat. Dinamica ei este undeva în altă parte. Și dacă ați văzut în icoanele noastre, icoanele sunt altă dimensionalitate. Nouă perspectivă. Tocmai pentru că ele te cheamă să recurgi la cuvânt, adică la simbol. Nu-ți oferă totul. Ci te apelează la funcțiile tale, să zic, gândirea simbolică, de care nu mai apropiat cuvântul în sensul acesta. Bun. Din păcate însă, că conferința era legată de factor de risc, cea mai mare problemă a copiilor de astăzi este aceea că părinții îi părăsesc timpuriu, plecând la servici și revin foarte puțin în viața copiilor lor. Copiii pentru acest lucru acumulează o frustrare, o lipsă, un deficit. O suferință. O suferință care se manifestă într-un fel sau altul. Știți, când îi lipsește mama, copilul țipă și o vrea aproape. Mama vine. Dar dacă nu vine, țipă în continuare. Țipă până când o să tacă. Și atunci va înțelege ce? Că nu e nevoie ca mama să vină, s-ar putea ca să nu mai vină mama. Și ăsta deja este un atașament patologic. În perioada 1, 3 ani, se dezvoltă structurile de atașament care vrem sau nu vrem să credem, ne vom urmări toată viața. Suntem marcați de aceste structuri de atașament formate într-o copilărie și vindecarea noastră de această patologie a unui atașament nesănătos se poate face doar prin dragostea și înțelegerea soțului sau soției sau contextului în care va fi proiectat sau în care vei ajunge să crești. Pentru că un atașament securizant înseamnă că eu sunt sigur de afecțiunea părinților mei. De ce? Pentru că totdeauna când am țipat, eu au fost lângă mine, în primii 3 ani mai ales. Și atunci undeva în mine este un suport afectiv de atașament. Eu sunt aici. În momentul în care apare un atașament insecurizant, care poate să fie de mai multe feluri, evitant, în care se defică pe celălalt, anxios, în care se fie frică pe celălalt, sau dezordonat cu toate componentele, atunci acest lucru îl voi duce toată viața după mine și cum voi fi într-o relație de cuplu, într-o relație de familie, mă voi trezi că mă comport ca bărbat sau ca femeie într-un fel patologic. Celălalt se apropie și o fug, evitant. Celălalt se îndepărtează puțin ca să-și tragă răsuflarea și eu intru în temere că pierd, devin anxios, gelos, stresat,
până la psihopatologie. Și am cunoscut oameni care și-au părăsit prietene, soțiile, tocmai pentru că nu mai suportau stresul anxietății. Am cunoscut oameni care, bărbați și femei, care erau mai ales femei, care erau revoltate și s-au îndepărtat de soților pentru că nu suportau caracterul evitant al atașamentului soțului. Care nu se datora relației cu ea, pe care o iubea în felul lui. Se datora unei lipse de afectivități în copilăria timpurie, care nu le-a dezvoltat acea structură evitantă. Când ea se apropia, ea fuge. Și-o preferat depărtarea decât apropierea. Am văzut o femeie care spune, domne, o mărturisea că pleacă de acasă, tocmai pentru a nu avea relație prea apropiată cu soțul sau cu copii în anumite momente și aceea nu explic modul în care reacționeze. Dacă ei pe toți la întrebări, constați că copilăria timpurie, prima copilărie, au fost lipsiți de ceea ce ar trebui să fie însemnească o afectivitate sănătoasă. Și suferă toată viața. Gândiți-vă că o structură de atașament de tipul acesta este ceea ce eu spun e sentimentul că cineva în spatele totului. Adică când în primii trei ani cu părinții au fost foarte aproape, toată viața e sentimentul că sunt foarte aproape. Ei nu au murit de 5 ani, de 10 ani. Deci sunt aici. Este o structură înăuntru minții mele care îmi asigură mie un suport. Ei sunt aici. Poate să fie părinții cu tine și să ai o vârstă înaintată și permanent să te simți ca și cum ei nu au fost aici niciodată. Deci lucrurile variază în funcție de gradul și de calitatea acestor structuri de atașament dezvoltate în acești primii trei ani, în care eu vă spun cel mai important lucru, prezența mamei în viața copilului. Dar bun, copilul nu are această prezență și atunci trebuie să-și găsească o soluție. Trebuie să se dea o soluție. E bine, soluțiile acestea sunt soluții de criză, care îi confiscă atenția de la problema lui principală și fundamentală, lipsa afectivității, și o dirigează într-o direcție falsă. Un ecran, cel mai bun caz astăzi. E cel mai facil de visită, unde costă mare lucruri. Și ne face să credem că copilașul nostru, ca și ceilalți, va deveni foarte inteligent. Însă ecranul, mai ales în perioada aceasta, 6 luni, 3 ani, ca și porul. Însă în perioada aceasta este un moment nefasă. De aceea Asociația Academiei Americană de Pediatrie recomandă până la 2 ani să nu vadă ecranul. Indiferent ce ecran, că e de telefon, că e de televizor, că e de calculator, nu vadă domnul ecran. Sunt fundamentali și ăștia. Dar sunt mare progresie chiar. Dar dacă ei greșesc și le dau recomandare greșită, aceste companii care vând ecrane sau care vând, le dau judecată. Și costurile de proces sunt foarte mari. Poate să fie sute de milioane de dolari. Cât estimează ăștia că au avut pierdere. Din faptul că copiii atunci la 6 ani sau până la 2 ani n-au stat la televizor. Înțeles? Deci dacă fac această afirmație, sunt foarte asigurați pe studii că în acea perioadă acel ecran le afectează creierul. Și mai târziu îi spun că până la 12 ani, mai mult de 2 ore, să nu vadă adunate toate ecranele împreună. Dar asta optimist, pentru că sunt acercători, dar spun că o oră este mult. Dar noi lăsăm mult. Lăsăm 3, 4, 5, 6 ori, nu contează. Poate creierul o să ducă. Până la 6 ani, nu avem capacitatea de a vedea care sunt, să zic, efectele. Pentru că cele mai grave efecte sunt pe corte suprefrontală, care ține de funcțiile acestea superioare, de atenție, de concentrare, de executivul creierului. Deci abilitățile mentale superioare. De care nu e nevoie chiar pe așa cum așa. Un observator atent, un psiholog bun, poate să constate lucrul acesta și până la 3 ani, și la 2 ani. Îmi dați un copil și o să spun dacă are probleme. Îl vezi după cum se mișcă. Gradul de hiperactivitate, care spune foarte mult. Gradul de inserție în comunicarea cu celălalt. Gradul de agresivitate, de răspuns agresiv la celălalt. O să pui mâna pe el. Și o simți imediat cum stă. Dacă stă are smucituri sau dacă... Îl simți imediat. Sunt mulți factori, mulți parametri care poate să indice temperatura
modului de relaționare a copilului, indiferent de vârstă sau problemele pe care le are, motiv sau altul. Din păcate, cel mai grav factor astăzi în disoluția mentală a copilului și este grav. Și vă spun, soluții la nivel de masă nu există. Cei care nu știu, vor plăti. Care sunt simple, cum spune. Vor plăti. Pentru că copiilor se strică creierul din început. Și foarte greu să recuperezi. Mai cu seamă că aceste mecanisme subminează motivația, atenția, le subminează chiar funcțiile care te ajută să-ți depășești neputința. Deci fără atenție și motivație, fără motivație dintre un copil, nu mai se poate insera niciun proces. Nu mai are chef, nu mai are dispoziție, lasă-mă, domnule. Vei fi prost, aici foarte bine, nu pot mai mult. Și părinte, copilul nu poate. Vreau să vă spun că nu există copii proști. Rarul se nasc copii proști. Din păcate, astăzi, rata în altul, copiilor care nasc cu infirmități în România este foarte mare. Noi nu cunoaștem statisticile. La televizor se spun o mulțime de lucruri. O mulțime. Și la radio, și la penziare. Dar statisticile fundamentale pentru acest popor nu sunt prezentate. Am întrebat la un moment dat pe cineva, spuneți-mi și mie, care este rata de vindecare a cancerului în România? Păi nu știu, putem spune exact că acum v-ați trecut, dar de ce? Pentru că la un moment dat s-a desfințat după Revoluție Registrul Cancerului. Ați auzit? S-a desfințat, vine democrația și se desfințează Registrul Cancerului. Iar statisticile, mie îmi spune cineva de curând, Virgile sunt 600.000, acum câțiva ani erau 500.000 de bolnavi și vin unii în străinătate și spun aveți 90.000 de noi bolnavi de cancer în România în an. 90.000 de noi bolnavi de cancer. Cu rate de 600.000 de bolnavi. Iar rata mortalității erau vreo 50.000 acum câțiva ani, acum nu știu. Deci câți mor? Anual. De cancer. Deci statistici în general nu le cunoaștem. Noi nu știm câți copii se nasc. La un moment dat se neagă unii 4 copii se naște cu o anumită rată de infermitate. De infermitate. Nu pot să spun acum că e așa sau nu e așa, dar eu am cel puțin 8 prieteni copii născuți cu infermitate. Cel puțin 8 prieteni. De la Down, fără anus, cu hidrocefalie, cu probleme cardiace, cu găuri în inimă, cu foarte mult. Foarte mult. Vă spun acum așa că mă gândesc la prieteni apropiați, nu fac eforturi foarte mari. Sper să era întotdeauna. Nu știu ce spus întotdeauna. Înainte de 90, țin minte după 90 că se spunea, ne spuneam că se înstrăinătate în Elveția să fac scări speciale pentru copii cu handicap, să există. Am avea prieteni care lucrau în zona asta a handicapului. Zic, bă, ăștia, o societate de oameni bună acum. Vreau să vă spun că acum câteva zeci de copii vin fiecare zi la Bagrazarte, nu? Copii cu autism. Sunt peste tot. De unde apare ăștia? Așa brusc. Poate poporul ăsta nu trebuie să-și pună niște întrebări. O să ne trezim că mai bun, nu așa mai mulți handicapați decât copii. Normal, nu primită neamnă. Deci, normal să ne trezim că copiii noștri sunt mai mult cu probleme decât chiar dacă nu se nasc cu infinitate, îl dobândesc ulterior. E problemă de informare. Condițiile în care natalitatea scade de la un an din ce știu. Poftim? Asta în condițiile în care, din ce știu, natalitatea scade de la un an. Problema și care este? Măcar ăștia care se nasc, nasc. Sau măcar ăștia să supraviețuiască, în păcate, nu trebuie să supraviețuiască. Cum trebuie. Deci, avem stimul la naștere, avem lipsa de afectivitate, avem afectivitate, și avem patologic, avem un televizor sau un calculator care copilului strică mintea în primii ani de viață și cunosc prea multe cazuri, ca să spun mai, și nu știu dacă mai avem să concrete să le reproducem astăzi. Hai să vorbesc despre un principiu foarte interesant. Păi mie tot mai mult mă preocupă în ultima vreme problema aceasta a satisfacției, a fericirii. Chiar înainte să vin cu aceea, zic, am mai mult dată pe studii pe fericire și, într-adevăr, este o teorie a fericirii. Omul vrea să fie fericit. Orice om vrea să fie fericit. Și nu e rău că vrea să fie fericit. Nu e bun asta. De aceea și în Evanghelie, fericirii joacă un loc special și poate v-ați gândit, poate niciodată, de ce vine Mântuitorul să spună
fericit să și sărașul locul, așa vrea să împărăția cetării, și cei ce plâng, nu? Că așa se vor mulia, fericit cei blânzi, fericit cei prigoniți, și se pare absurd. Adică e taman invers. Dar spui, voi, fericit să ia care râd, nu aia care plâng. Fericit să ia care sunt puternici, nu aia care sunt smeriți. Fericit să ia care sunt duri, că ea stăpânesc și stăpânesc. Nu ea care sunt blânzi, ea sunt blânzi, ea sunt amăreți și ea sunt stăpâniți de toți. Fericit să ia care pribănesc, nu ea care sunt pribăniți. Uite, Mântuitor vine cu o ordine inversată, într-un fel anul, care pune în față o anumită restrângere, o anumită suferință, o anumită durere. Nu spune că să fii fericit e rău. Rețineți. Spune că e bine să fii fericit. Că spune fericiți aceia care fac asta. Deci a fi fericit e ceva de la sine înțeles că e bun. Și m-am gândit la lucrurile acestea, adică lucrând mult în zona dependențelor și a efectelor acestei culturi media, efectelor culturii de consum, culturii divertismentelor, depresii. Trebuie într-o societate care depresiile cresc anual. Se spune că va fi boala viitorului depresie. 25% se zice că este acum. Am un prieten în Elveția, doctor, psihoțiatru, spune că cele sunt peste 40% de populație. Și depresie în cea tendență. Deci, se spune într-o societate cu oameni depresivi. Depresia, în etimologic vorbind, în greacă este... Mi se zice catatipsi. Catatipsi este tristețe profundă. Deci depresia înseamnă nefericire, poate cu tine. Dar o nefericire, nu nefericire de o zi, o nefericire care durează și care e atât de tristă viața asta, că la un moment dat se întipărește în creier, în rețele neuronale, se produc atrofii corticale și devine o stare, de fapt, a creierului, neurologic vorbind, a conștiinței tale și aia mai fericire se numește. În societate în care spune că populația de veții, e de toate. Cel mai mare tot ce veți. Asigurări, sănătate, cele mai bune. Sigurări, cum știam, tot ce. Și totuși, este multă depresie. Deci, în contextul acestor cercetări, mi-am pus o problemă, domnule, ce se întâmplă și care este rostul acestei fericiri? Chiar mă gândeam mai să fac un studiu pe teoria satisfacției. Dar zic că e teoria fericirii. Noi avem nevoie, omul are nevoie de ceva care răspunde unei nevoi intime și care pe el îl face fericit. Și lucrul ăla are nevoie de el. Vă asigur. Fiecare dintre noi. De la naștere și până la moarte. Ce se întâmplă când nu avem acel ceva? Deci ce se întâmplă când copilul nu are îmbrățișarea mamei? Nu are. Și este cred unul cele mai grave lucruri acestea. Zine să și cunești când te gândești un copil, nu are șansa asta. Poți să n-ai multe viață, dacă n-ai avut îmbrățișarea mamei, e foarte greu. Poate nu mai ai e foarte greu pentru copil. Atunci nu se dă ca și compensație. El nu poate trăi cu această stare. Ne-am venit niște compensații. Fie de o compensație. Și această compensație este una, o păcăleală, este una în natură neuropsihologică. Îi se dă ceva, un drog, care pe el îl face să uite că n-are. Pentru că nu suportă starea asta. E foarte greu. Și la același timp îi produce o plăcere. Adică ridică nivelul de dopamină, crește atenția, noradrenalină, implicare emoțională și endorfine. Deci, cumva este modelat chimic, neuro acesta este modelată funcționarea creierului astfel încât el să nu simtă lipsa, ci din potrivă să se simtă bine. Din păcate, majoritatea proceselor la care noi devenim dependenți în viața aceasta funcționează cu acest mecanism. În locul la ceva care ne-ar produce nouă sentimentul de bucurie caldă și fericire, suntem atrași, dirijați către o direcție falsă, către o ciocolățică, către o lomonică. Sunt o lomonică și l-ai făcut pe copil fericit. E dulce. Dulcele crește glicemia. Glicemia stimulează anumite funcții. Intră pe zona neurologică, glicemiile ridicate. Și dă sentimentul de bine. De aceea, zahărul dă dependență. Când intră în interacțiune cu aceste procese neuronale, neuropsihologice. Deci copilul așa este păcălit în prima fază, însă el este păcălit la toate etapele vieții sale, pentru că, unul,
copiii noștri, cea mai mare problemă a lor este lipsa de activitate și de atenție pe care se acoperă de părinții. Asta e primul. Și doi, are lipsă pe tot ce realitatea am de exemplu, alimentație. O stimulare normală înseamnă nu să-i dai dulce. Și să-i dai niște carbohidrați săraci, poate, în să-i dai și o alimentație care să fie sărată în gluten, în carbohidrați care cresc rapid glicemia. Și ceva care se crește de asemenea mai încet glicemia, să nu dea sentiment de sațietate brusc, pentru care dă dependență, și să-l hrănească, să-i dea energie. Dar venit de energie, care ți-o dau vitaminele, ți-o dau acizii grași de calitate, de lanțurile nesaturate, ți-o dau enzimele, atunci el va avea sentimentul că e foame, de fericire, de o stare de bine organic vorbit, tradusă, să zicem, în termeni aceștia. Și orice ce este de copilul? Zahăr și gluten și pâine albă, care imediat ridică nivelul glicemic și copilul se simte bine. Și deci dependență. Și atunci când e foame, creierul îi spune zahăr și gluten. Zahăr nu ai făcut dependent. Dacă îi mai dai și sucuri carbogazoase care au potențator de gust, devine dependent și de ăla. Dacă îi dai și cașcaval, devine dependent și de ăla. Dacă îi dai carne de nu știu ce, de mânezelul, devine dependent de ăla și nu mai vrea carne naturală. Și noi așa încet, încet construim dependențe pe copil. Care sunt formate, imprimate în creier, încă din primii ani de viață și pe care va duce capul pe afară toată viața. Pentru că e foarte greu de dependență, oricât am crede în rațiunea, foarte greu de dezbată de dependență, de obiceiuri, de prinderi neuronale. Pentru că se creează și trasee. Creierul spune, când mie mi-e foame, mă trimite la zahăr. Bă, tu înțelegi și am oameni, sau la carne. Deci, băi, tu înțelegi, dar nu mănânc carne, mor. Deci nu poți să convingi, pentru că e o chestie care e legată neuropsihologic și fiziologic. El pe aia are asimilație. Deci contează foarte mult, fraților, cum stimulăm pe copii. Stimulii naturali nu produc un răspuns rapid, ci mult mai încet. Adică o alimentație sănătoasă, tradițională. O mângâiere, astea. Deci relația cu om nu sunt atât. În general, tot ce e natural nu produce un boom în neuroni, în neurotransmițători. Dopamină și multe. Nu produce rapid și mult. Și nici nu e bine să producă așa. Ci crește lent și la un nivel minim ca să genereze o stare de bine. Dar aceea un om sănătos. Din păcate, societatea actuală, pentru că vrea să vândă sau vrea să controleze, lucrează pe nivele mari. Și atunci copiii noștri sunt supra-stimulați. Și mă tot gândesc, mă tot mă întreba și mă întreba, de ce copiii nu mai sunt la problemele noastre? Că totuși că i-am crescut bine și ce? Fraților, motorul și voi deveni. Motorul devenirii este dificil. Lipsa. Când îi lipsește ceva, mă lupt să dobândesc. Dacă nu îi lipsește nimic, nu o să mă lupt să dobândesc. Copiilor din ziua de astăzi nu le lipsește mai nimic. Decât afectivitate. Decât stimularea prin cuvânt. Decât mișcarea sănătoasă. Decât tot ceea ce e normal pentru dezvoltarea lui. În rest, nu lipsește nimic. Și atunci el nu se luptă să îmbăbătească. El e dependent de aceste mecanisme. El nu mai știe să fie, să-și îmbăbășească dragostea. Pentru că lui Facebook-ul și toate rețelele astea au tăiat posibilitatea de a-și manifesta viu dragostea interpersonală față către față. El nu mai știe ce e mâncarea bună. Sau mâncarea sănătoasă, pentru că ești dependenți neurologici de potențator de gust. Și eu când bag în gură ceva care nu are potențatorul ăla de gust, deci gustul ăla de puternic, e fad. Și gustul are un rost în alimentație. În mod normal, creierul meu după gust se orientează. Dar gustul ăla a fost bulversat, neuronal vorbind. Deci creierul meu nu mai controlează gustul. Pentru că s-a pedalat cu gusturi puternice, cu potențator de gust. Adică niște substanțe chimice care imită bine totul, tot e înșelat. Procesele acestea imitative sunt cele care, vedeți, poate să facem o conferință mai mult pe tema asta așa. La nivel organic, la nivel celular, bolile autoimune se datorează înșelării celulelor. Deci celulele imunitare sunt păcălite fie de metale grele, fie de anumiți paraziți și se aruncă asupra propriilor noastre celule. Pentru că atât metale grele, cât și paraziții sau adenoparaziții s-au adiționat unor celule umane, celor noastre,
Și atunci cerem numele imunitare, văzând celulele noastre cu panglica aia pe cap, nu o recunosc. Și zice că e una străină și o atacă. Și dacă a atacat-o, pe aia va ataca toate celulele de tipul respectiv. Și apoi va lua prin înșelare. Dar cum reușesc să se adiționeze? Prin înșelarea celulei. El înșeală celula, dar să vedem celulele care sunt importante pentru ea. Deci procesele acestea de imitație, de înșelare, astea sunt generalizate. Ei preiau gustul de portocal, sintetizează această substanță chimică și o cresc foarte mult. Și tu, într-o portocală, vei avea un potențial, un gust, gustul respectiv, dat, că să zic, nu știu cât unități, 30 de unități. Dar eu, potențatorul acesta în sucul de portocal, am 90 de unități sau 150 de unități. Și normal că sentimentul meu de bun pe sucul de acela contrafăcut e mai mare. S-a făcut experiență în Spania. Și au fost puși copiii să aleagă între sucul de portocal natural și cel artificial. Și majoritatea alegeau cel artificial. Pentru că creierul de hotărăște pentru noi, să știți că noi suntem mai puțin decât crede ființe discursive și analitice și logice. Logica noastră funcționează atât timp când ne împărtășim sau când dăm drumul la niște porți pe care intră niște stimuli în noi, după care nu mai funcționează. Hotărârile noastre, judecățile noastre sunt baza, sunt realizate în baza ceea ce noi avem deja acumulat în noi, în experiența noastră de viață, în imaginea noastră despre lume. Nimeni nu stă să vadă într-un moment să hotărască așa, domnule, știi că trebuie să iau aia și pe cine stă să facă toată analiza complexă, pierde momentul. Și atunci trebuie să hotărăști. Pe baza ce hotărăști? Pe ce ai deja? Pe asociațiile care le construiești. De aia spun oamenilor, fraților, nu vă expuneți unor mesaje care vă fac să pierdeți controlul. Pentru că mesajele respective ce să vă construiască imagini despre lume, care vă va condiționa niște răspunsuri. Automat. Cine își implică că depășește aceste condiționări, este ori prost, ori nemult. N-avem cum. N-avem cum. Doar ființele foarte reflexive, dar un om care este determinat permanent, dar care și-a determinat subconștientul să răspundă automat, va fi foarte puțin reflexiv. Tinerii care apasă pe buton tot timpul pe jocul pe calculator vor fi non-reflexivi. Pentru că pe jocul pe calculator cel mai eficient este cel care se gândește cel mai puțin înainte de acționa. Și care simte cel mai puțin înainte de acționa. Pentru că dacă eu am timp să simt, pot n-ai timp să simt. Când era fracțiune de secundă, tu trebuie să acționezi. Cei mai buni în jocul pe calculator sunt copiii și nu adulții. Pentru că adultul deja are un interval între stimul și răspuns. Pe când copilul nu și-a dezvoltat acel interval. Și, din păcate, pentru că nu și le exercită, nu se-și dezvolte niciodată. Și vor deveni copii, aceia oameni, total nereflexivi. Un stimul răspuns, stimul răspuns. Și sunt foarte frustrați când pot să gândesc. N-ați văzut la un părinte, nu vă omicesc, la un om așa, stă și reflectă. Și de multe ori să știți că nici la el reflexia aceea nu este una discursivă. E mai mult o așteptare în a limpezi puțin apele și pentru a vedea și tu puțin care este ce înclină mintea ta la părinți sub urâtea Duhului Sfânt. La alți oameni sub urâtea unor experiențe anterioare. Dar în momentul în care te grăbești, probabilitatea se grăbește mult mai mare. Pentru că nu mai ai cum să... Reflexia presupune o chemare a unor lucruri care sunt mai adânci în tine. Dar, din păcate, omul, cu cât e mai reflexiv este mai, răgazul acesta este mult mai lung, cu cât e mai respect reflexiv, poate este mai scurt. Copiii au un răgaz foarte scurt, pentru că ei nu și-au dezvoltat și dacă nu se puși în situația de dezvolte, nu o să și mai dezvolte. Jocurile pe calculator sunt cea mai bună modalitate de inhibiție, de a inhiba acest proces de dezvoltare a răgazului reflexiv între stimul și răspuns. Și atunci nu și mai dezvoltă răspunsul. Și eu le spun, fraților, nu-i lăsați pe copii, că îi demniți. S-ar fi despre că îi imbecilizați. E și mai bun. Sartori. Eu zic că doar îi tâmpiți. Tâmp vine la, știți, că la acolo se tâmpește, să bolduiește așa, strică vârful. Nu mai ascuțită mintea. Devine așa. De ce nu mai ai simțurile ascuțite? Deci chestiile acestea te animalizează. Când nu văd acest lucru, te fac să răspunzi, să răspunzi subconștient, condiționat la niște stimuli, care de cele mai multe sunt stimuli de agresivitate. Stimul răspunsă de apă.
Deci este pus în primul rând în față reflexul pavlovian. Înțelegeți? Fugi sau uiți. Deci nu stai. Nu poți să stai. O reflexie este altfel făcut. Deci iată că acest mod de a aborda creșterea copilului, în care noi îi supunem stupânerea și stimul foarte puternici, îi va lipsi pe copii de capacitatea lor de implicare, în primul rând. Și voi reveni, merg și o spirală în prezentare. Deci, pe mine mă motivează, când, ca să mă motiveze ceva, eu trebuie să găsesc că este interesant. Și atunci atunci și nivelul de dopamină. Dopamina e un neurotransmițător și asigură o anumită comunicare interneuronală și mobilizează. Am implicat și noradrenalina. Adrenalina crește puțin tonusul, vascularizarea, vasodilată, devin foarte atenți, incapabil să lupt. Noradrenalina mă implică emoțional. Deci sunt seama de neurotransmițători care sunt mobilizați, sunt produși, mobilizată producția lor în contactul unui copil cu stimul. Stimul e cu atât mai mult, atât cu cât produce o reacție mai mare, interactivă, a copilului, fără să copleșească. Când stimulul copleșește și el nu face decât să se apere sau să răspundă lui, atunci el îi anulează copilului capacitatea de reacție. Din păcate, în societatea actuală, copiii noștri sunt obișnuiți cu stimuli foarte puternici. Ceea ce îi face să fie tot mai pasivi în lipsa stimulării. Adică, dacă eu, creierul meu, sunt obișnuit cu stimulul puternic, când nu-l are, am nivele reduse de dopamină, de atenție. Nu pot să mă concentrez. De aceea, profesorii la școală trebuie să fie tot mai energici, tot mai actori, să facă cât mai multe jumbușlucuri șmecherite, tipuri, să-i atragă atenția. Și copilul nu mai este dispus să stea să asculte. Trebuie cu adevărat să facă ceva ca să țină atenția trează, ca la televizor. Pentru că creierul lor s-a obișnuit cu așa. Ce faci cu copilul când e mic o perioadă lungă de timp, aia îi definește creierul. Așa se definesc rețele neuronale, devin deprinderi neuronale. Nu le mai poți schimba ușa. Deci vreau să spun, fiți atenți în perioada aceasta când sunt copii mici. Și cred că cea mai importantă înțelepciune este să nu-i suprastimulăm. Orice formă de suprastimulare pasivizează. Și ce înseamnă pasivizează? Nu se mai poate motiva să nu se facă. Are nevoie să-l stimulezi foarte tare. Cât de tare? Intri într-un cerc vicios. Cu cât îl stimulezi mai tare, cu atât e mai pasiv. Cât îl stimulezi mai tare, este și mai pasiv. Și așa îl stimulezi și mai tare. Și când îți te duci? Îl nebunești de cap și tu obosești sau realitatea devine cât se poate de plictisitoare. Și eu spun copiii astăzi foarte des până mă plictisesc rău să în America până în România, pe România până în Rusia, nu se află așa. În afara stimulilor care înseamnă jocuri, eros, rețele de socializare, false socializare, alimente care se vor crește citație puternică, băutură, exemplu. Deci, în momentul în care noi începem cu copilul său, supra-stimulăm lui, trebuie să-i dai tot mai mult stimul. Păi nu mai ajunge îmbrățișat, nu mai ajunge un cuvânt frumos. Nu mai ajunge un joc obișnuit. Nu mai ajunge un copac sau o floare. Nici nu mai se zisează. Trebuie să dai cu floarea în cap. Eventual un trandafir. Ca să simte că aceea este o floare și că îi produce durere, că există. Că nu se zisează, înțelegeți? Nu mai are capacitatea să-i provoace reacție. Are nevoie de stimuli puternici. Eu cred, vă spun sincer, că zona asta se află între cele mai mari probleme ale copilului. 1. Dependența de stimuli puternici care micșorează reacția neuronală la stimuli obișnuiți. De la cel afectiv până la orice fel de stimul compulsiv. Nu mai vreau să știu. Nu mă interesează. Mai sunt curioși. A fi curios să mi dea să umple, să te fie stimulată de orice. Doamne, dar de ce sunt formele astea aici? Eu observam cum sunt aia astea, cum se pietrele astea. S-a venit cineva cum să le pună alb, 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 un chenar negru, roșu pe margine. Deci e o rațiune în toate. Nu mă interesează. Orice blocaj copilului. Ei știu prea multe. Că un stimul și informația este un stimul. Doamne, știu atâtea lucruri. Lasă-i doamne că devin deștepți. Mă, fraților, a fi deștept înseamnă să poți prelucra informația. Nu aveam multe informații.
bibliotecă nu vorbește singur. Un calculator nu face nimic. Trebuie să fie cineva care să lege informația și pe baza ei să construiască strategii, să înțeleagă, să genereze comportament. Deci pentru asta trebuie mintea să știe să lucreze cu informația. În cazul este copiii aceștia au multe informații, dar nu știu ce să facă cu ea. Și informația aceea nu are confuzime semantică. Cuvintele nu mai au confuzime semantică. Știu multe cuvinte, dar nu știu ce să facă cu ea. Înțelegeți, s-a gândit la 90. Deci, din păcate, aceasta este situația copiilor astăzi. Și părinții se bucură zicând, crezând că ei sunt favorizați. Rezultat de favorizație. Testimile aceea esențial tăpluți și poate. Privirea unei mame, îmbrățișarea unui tată, jocul cu copii de vârsta lui, ieșitul în grădină, observat unui insect, nu există. Toate sunt păresc în fața ecranului care vine cu imagini puternice, cu senzații puternice, cu o multitudine de informații, milioane de informații, acum, și copilul care are mintea vie și căutătoare, stă și se blochează pe ea și absorbe, trebuie să faci ceva. Trebuie să face haos la mine. În orice proces educativ contează interacțiunea cu informații. Ca să înveți la școală, trebuie să asculți, să scrii și să reproduci. Toate aceste procese creează asociații, se bagă cunoștințele în niște sertărașe și tu devii capabil să le folosești când ai nevoie de ele. Învățarea pe ecran nu înseamnă să notezi, nu înseamnă să reproduci conștient, nu înseamnă să faci asociații conștiente, rețineți, conștiente, asociați fac inconștient. Și mai puțin decât toate, nu ești capabil să apelezi la cunoștință atunci când vrei. Apelezi când nu vrei. Reproduce reclame, pentru că nu poți afla. Ești condiționat să reproduci reclame. Nu ești capabil să prelucrezi informații, nu ești capabil. De aceea copiii, cu sau la urmă, la televizorul, cercetați pe restul lui, sunt mai puțin creativi. Nu mai știu să se joace. Nu reproduc ceea ce văd. Devin agresivi pentru că sunt frustrați. Devin agresivi pentru că vor să fie cineva. Vreau să vă spun că tot ceea ce înseamnă stimulare firească în viața omului este, îi servește la constructul ăsta al sinelui. Îl face să simtă că e cineva, e persoană. O relație personală te face să simți că e cineva, persoană. O cunoștință te face să dezvolte orizontul de conștiință și te face persoană. Dar nu poți să fii persoană dacă tu trăiești doar la nivelul stimul răspuns pavlovian. Pentru că la nivelul ăsta trăiește orice animal. Trebuie să fie reflexiv. Tu trebuie să reflexi lumea și ca să reflexi lumea, trebuie să ai legal cu sua reflexie. Să o iei, să o prinzi în mintea ta și să stai puțin, să metabolizezi, să guști un lucru. Omul este mai gust. Închid. Totul se bazează pe repede și pe stimul puternic. Toate sunt legate, să știți. Alimentație, cunoștințe, cogniție, toate sunt legate între ele. Deci nu este într-o zonă să vezi că zic că se produce altceva decât se produce în alte domenii ale cunoașterii sau ale existenței, ale experienței umane. În alte domenii experienței omului de astăzi funcționează coerent în sensul contestării nevoilor fundamentale, contestării rosturilor fundamentale ale omului. Și asta acumulează, conduce la acumularea de frustrări. Conducta la omorârea și rătăcirea sinelui, elului, de care pe care ei îi preamăresc și oamenii devin agresivi pentru că vor să-și dea importanță. De ce? Pentru că ei săraci au sentimentul la omului, că sunt nimeni. Deci să nu credeți că copiii astăzi devin, fac ceva fără o explicație. Fac pentru că ei sunt frustrați. Sunt frustrați de experiența unei vieți firești normale. Sunt frustrați de experiența de niște bucurii pe care orice copil de vârsta lor de acum câteva decenii bune le aveau. Nu se mai pot bucura. Vor să aibă un prieten și mai știu să-și facă un prieten. Mai bine să facă un prieten.
Vor să aibă prieteni. Vor să se îndrăgostească. Nu se mai pot îndrăgosti. Vă dați seama ce dramă. Simt undeva, lipesc că dragostea e importantă, dar nu mai pot să o fac. Și am cunoscut oameni care mi-au spus lucruri de genul acesta. Deși lor li s-au amputat niște capacități, niște posibilități de a se realiza uman. Și atunci spune, băi, de ce vin la agresie? Pentru că se răzbună pe lume. Pentru că nu au altă modalitate de a se face... de a se face prezenți necesari de a trage atenție. Am întrebat undeva la Pitești într-o conferință, într-o discuție avută cu copii. Dar de ce stau copiii pe Facebook? Ce caută? Ce nu le-a făcut? Și o fetiță de clasă a 5-a și mi-a răspuns. Nu vor să le se acorde atenție. Toată problema asta este să știți la omul. Și o văd psihiatrie astăzi. Omul are nevoie, trei lucruri spune că sunt cauzele bolilor psihice astăzi. Nevoia nezatisfăcută de a iubi, de a fi iubit și de a te simți util. Util. E foarte interesant și de important este ca omul să simtă că mai este util. Un om care iese la pensie și nu mai este util prin munca lui și copiii nu au nevoie, nepoți nu au nevoie, nu sunt un om care a murit trei sferturi. Pentru că el nu mai are sens să existe. Și paradoxal, găsim sensul. Sensul poate fundamental, un sens fundamental al vieții omului, viața omului, cel puțin la nivel social, este să te simți util. Să faci ceva pentru ceilalți. Dar veniți-vă în contextul unei culturi egoiste, care vine și îi spune, dar ce ești prost? Îți creează niște mecanisme psihologice care îți blochează implicarea ta în viața celuilalt, în viața comunității. Și atunci stai cu această posibilitate. Și cu dragoste se plătește la fel cu copiii ăștia, cu tineri și așa. Posibilitatea lor de a iubi, vor să iubească. Citesc pe studiile americane astăzi, în România, că lucrurile mai funcționează. Și după ce s-au transformat în obiecte de satisfacerea plăcerilor bărbaților, fetele acestea dă păcălite, înșelate, că cumva așa vor amâna căsătoria, își vor realiza cariera, nu știu ce, și că vor și ele să facă o familie, să drăgostească, să fie iubite. Asta pe mult. Că nu poți face așa și te îndrăgostești. Nu mai poți. Că acestea sunt niște puteri care cresc natural. Și dacă tu le-ai tăiat lor potența, când era vremea, și odată de 20 de 10 ori, chiar nu cresc. Și omul devine să zic, e fir, pare să fie fir, dar mai iubit. Sigur că există o șansă în biserică, cred eu, e ce am văzut, singura șansă. Se încearcă, nu vedeți că toate terapiile acestea ale dependenților, pentru că dependențele acestea patologice sunt că te lisezi de capacitatea de a te implica, te lisezi de orice, de dorința de a mai trăi, de dorința de a mai iubi, de dorința de a te lisezi de tot. Și ca să poți să îi salvezi, se pare că în terapia, în tot felul de terapii din acestea de grup, se bazează mult pe ideea de implicare în viața lui, de susținere, susținere psihologică și mai departe. Mai se salvează față de alții care au luat de terapie în lucrul meu. Însă, de ce am văzut, relația cu Dumnezeu este cea de ce? Pentru că și activează niște puteri lăuntrice și te pune față în față cu absolutul, te pune față în față cu niște răspunsuri fundamentale, răspunsuri esențiale în viața ta pe care să le dai. Și, cum să spun, dincolo de iertarea păcatelor, și ce important este iertarea păcatelor? Psihologic vorbim, că noi acum am plâns. Legea totuși, lumea credincioasă crede că e important, da? Omul își dă seama că una din marile probleme în viața lor este faptul că nu se pot ierta. Adică există o instanță a conștiinței noastre care nu mai pot de iertare. Și atunci rămâne o tensiune în noi. Deși nu o vezi, nu te comporți așa. Dimpotrivă, ești agresiv, te faci pe deșteptul tot timpul. Dar, dincolo, dacă cu vârea de nu vezi că nu se iartă. E, în condițiile în care reușești să ai o relație cu Dumnezeu și cu un duhovnic și să-ți ierte Dumnezeu păcatul, atunci, încet, încet, dacă Dumnezeu ți l-a iertat, consimți și tu să îl ierți. Și asta este un mecanism teribil de sănătoșire. Pentru că devine un blocaj, un blocaj psihologic. Nu poți să-ți acorzi iertarea, consider că nu meriți mai mult. Deci, toate lucrurile acestea alimentează o stimă de sine foarte scăzută. Atât de scăzută că nu crezi pe tine și nu crezi că te poți vindeca și nu crezi că are rost să lupți. Că
că tu numeriți mai mult. Dar vedeți că relația cu Dumnezeu potențiază persoana, în sensul că devii conștient cât de important ești în fața lui Dumnezeu, un univers în fața lui Dumnezeu, că ține foarte mult seama de tine, te potențiază, și aceea după lucru este important, pentru că prin după omnică ai această experiență a persoanei și a faptul că ți este valorizată persoana. Trăim într-o societate a super comunicării, comunicăm cu telefoane, cu Facebook, cu tot felul de rețele, dar oamenii să știți că nu au pe cine să se bazeze. Nu au un om care să-i asculte. Dar cu interes. Și să-l se ofere să-i ajute. Sunt tine care disperați caută tocmai tot aceste deficit. Caut să-l compensez, dar compensez greșit. Crește deficitul, compensez iar greșit. Asta adâncește dependența. Acestea sunt mecanisme care generează în cea dependență și nu te scot decât cu depresie absolută, deznădejde și de moarte. Te nebunezi de cap. Sau omoară în tine, poate să nu duc la moarte fizică, dar omoară în tine, te omoară să plătești. Devii insensibil la ce se mai întâmplă. Și în viața ta, și cu lucrurile ta, nu știu ce, ta și cum ai murit. Deci duhovnicul este capabil de această relație personală să te potențeze pe tine ca persoană. Și asta este esențial, pentru că realizezi că totuși dacă cineva te vede important, un om, dacă Dumnezeu te vede important, cât e Dumnezeu, asta îți dă ție capacitatea să te de restaurare, de reevaluare a propriei tale importanțe. Nu e vorba de orgol, împotrivă. Un om cu o stimă de sine redusă poate să fie, devine foarte egoist și foarte orgolios, pentru că lui nu mai vine altceva, să se arate că e puternic celorlalți. Poate așa e că se convinge și pe sine că este cineva. Pe când un om care este smerit și care are conștiința importanței din fața lui Dumnezeu, poate să aibă o stimă de sine ridicată, în sensul că se simte că este prețios. Nu pot să fac orice. Nu pot să fac orice. Pe de-o parte, spun, nu contează la asta, de ce fac orice, la asta, eu sunt la un timp. Dar în relație personală, cu ce e important și problema, această stimă de sine cred că aș potența mai mult ca și concept în relația personală cu celălalt, cu cineva care îți dă sentimentul că ești important. O greșeală mare a părinților este aceea că și calcă în picioare copiii, chiar dacă le dă toate jucăriile, toate tumba, iar îi hrănește egoul foarte mult. Și asta e iarăși o problemă mare. Tot atât egoismul părinților, hrănind egoul copilului și hrănesc pe lor. Să aibă. Să nu spun că eu n-aș putea să-i dau. Sau pe principiul că Doamne, lasă-l să... Deci, în momentul în care eu nu pot să-i dau afectivitate, măcar să-i dau lucruri. Să-i dea tot ce-și dorește. Nu pot să stau pe mână la serviciul meu, dar când vin să-i cumpăr tot ceea ce și-ar putea dori. Și eu îi întreb, și crezi că asta e bine? Să n-aibă nimic, să nu... Copilul ăsta să aibă tot ce-și dorește. Zic, și crezi că este bine să aibă tot ce-și dorește? Păi da, dacă își dorește, nu că e bine, nu că dacă el vrea să aibă. Bun, dar de ce crezi că e bine? Cu ce crezi? Păi da, să-i placă, să fie fericit. Și crezi că asta face fericit pe copilul tău? Păi da, nu face fericit, împotriva. Asta îi taie lui orice fel de potență. Un copil sărac are cu șansa să devină fericit, mult mai fericit decât unul care nu i-a lipsit nimic. Pentru că el se va lupta să-și acopere deficitul. Se va lupta în viață și luptând va câștiga capacitatea de a face el singur ceva. Și cu siguranță această capacitate mai probabil să facă fericit decât acela care de mic a fost învățat că nu trebuie să lupte deloc pentru a obține ceea ce își dorește. Și îl va aștepta tot timpul să-i se dea și la un moment în viață, nu la un moment dat, cu siguranță în viața lui și momente în care nu se primească, de la copilărie, în momentul în care se întâlnește cu alți copii care sunt obișnuiți la fel să primească tot timpul, va vedea că el nu primește atenția de care simte nevoia, care s-a obișnuit de la părinții. Că la altul la fel gândește ca și el. Și devine nervos și irașibil. Vede că nu totdeauna poate să aibă de toate, pentru că spui, băi, bun, ai cumpărat o motocicletă, poate mai cumpără o mașină, poate face, cumpără un avion, ce-i cumpără, o rachetă, ce-i cumpără ca să-i stabilești, pentru că ego-ul se hrănește permanent și devine, se împătimește și devine nesățios. Cu cât îi dai mai mult, cu atât are nevoie de mai mult. Cu cât dai mai puțin, cu atât are nevoie de mai puțin. Dar îi dai puțin stimuli sau puține lucruri astea, se mulțumește cu ceva mai mult. Vorbeam cu cineva zile trecute, domnule, sunt bogat. Sunt bogat. Am cunoscut miliardari care erau săraci. Pentru că omul bogat este omul care nu mai are nimic. Cel mai bogat omul care nu mai are nimic. Cel mai sărac e omul
care are nevoie tot timpul de ceva în plus. Deci poți să ai 100 de miliarde și să fii nebunit să-ți acumulezi după bogăție. Aia înseamnă că ești sărat. Pentru că un om sărat vrea ca să câștige. Pentru că un om bogat nu mai are nevoie, e bogat. Nu e logic. Asta ne vedeți că logica reală a firii umane și a psihologiei este cu totul altă decât aia pe care o vedem, a patologiilor, dependenței și împătimiri. Unde cer tot timpul materie ca să hrănești ceva. Și până la materia asta nu sunt banii ăia pe care tu nici nu poți să-i cumulezi. Miliarde de ani, nici nu poți să le vezi, să le vizualizezi. E în mintea ta, e acumulare de bogăție care e în mintea ta și care tu ai nevoie tot mai mult, tot mai mult. Asta este logica posesiunii și logica nu a fi. Din păcate, copiii astăzi sunt crescuți în logica posesiunii, nu în logica nu a fi. Lor nu li se favorizează devenirea, li se favorizează posesia. Și cu cât posedă mai mult de la senzații, lucruri, tot ceea ce poate fi posedat, cu atât sunt mai nefericiți. Pentru că eu nu devin fericit decât dacă devin ceva. Omul nu poate fi fericit în posesie, ci în devenire. Relația personală te face să devii. Că ești util, devii. Că iubești, devii. Că ești iubit, devii. Ești. Ești și devii. Deci eu nu pot să fiu prin lucruri, prin posesiune. Și mai spun logica posesiunii. Posesiunea posedă. Cu cât ai mai mult, cu atât ai niște îngrijorat să nu pierzi averea. Deci te posedă acele lucruri. Un om care are puțin, băi, am pierdut vorba lui noi. Zice așa că, undeva, are afișuri. Și, domne, comunismul le-a luat mai mult săracilor decât bogaților. Bogaților le-a luat bogăția, dar săracilor le-a luat posibilitatea și ideea de a se bogăți. E mult mai important idealul acesta să avansă decât bogăția. Bogăția am luat, am pierdut-o, știu ce am avut, ce am pierdut și asta e tot. Pe când săracul vorbea el așa. În a fi. În a fi important este modul în care el realizează. În cazul este că consumismul, susține, hrănește pe avea, pentru că de aici se hrănește, din avea. Și practic de mic copilul este condiționat prin publicitate, prin tot, prin toate reclamele publicitoare care le vede copilul. Din aia spune, nu vă expuneți copiii publicitare. De ce, Doamne? Că învață de ce drăguțe să fie. Fraților, nu există reclamă publicitară fără un conținut cognitiv. Și conținutul fundamental, conținutul cognitiv fundamental, la lucrurile reclamă publicitară, este conversia la avea, la a fi în avea. Vrei să ai dragostea prima? Ia lucrul ăsta. Vrei să ai, să ajungi acolo? Ai să ai această... Vrei să fii frumos sau să fii bun? Folosește deodorantul cu tare, săpunul cu tare, loțiunea cu tare. Deci toate afiurile omului sunt convertite în avea și le spune, păi da, dar nimeni nu se gândește la asta. Păi tocmai asta se gândim. Și pentru că nu ne gândim, ele se inserează, se adiționează în asociativ și conștientului nostru. Și la un moment dat omul, dacă vrea să fie ceva, caută lucruri, nu caută persoane, nu caută o relație cu a fi, nu caută să înțeleagă, caută să simtă. Înțelegeți? Pe când înțelegerea te face mult mai fericit decât senzația. Și cu un copil. Deci sunt multe lucruri de genul acesta care pot face copii fericiți, cu capacitatea să te exprimi. Deci în momentul în care dezvolți copilului, aici am putea să discutăm și cu asta multă vreme, dar cred că ne-am putut despre așa. De în momentul în care dezvolți copilului capacitatea de a se exprima, de a-și exprima sentimentele, îi ai dat un instrument prin care devine, are șansa de a fi fericit. Pentru că este foarte, un lucru foarte important în viața noastră să ne putem exprima gândurile și sentimentele. Însă e o chestie foarte interesantă că cu cât limbajul omului mai dezvoltat, cu atâta sentimentele sunt mai nuanțate și gândurile, pentru că noi ne exprimăm și gândim în limbă, prin cuvânt. Prin cuvintele noastre, prin cuvinte care au adâncime semantică. Nu, omul de odinioară nu avea foarte multe cuvinte. Dar cuvintele alea erau foarte bogate. Ca și eu. Astăzi avem multe cuvinte, dar cuvinte sărace. Și dacă facem un factor de ăsta de înmulțim sărăcie cu număr, vom vedea că este mult mai mic decât numărul bogăției care era înainte. Adică, deși erau mai puține cuvinte, bogăția lor semantică îl propulsa pe om
Până la urmă, am propulsat un. Omul nu este o ființă. Nu face metafizică. Este o ființă. Omul este o ființă care are nevoie să zboare. Deci, eu așa văd ființa umană în aripată. Așa i-a pus Dumnezeu niște ani care el se poate ridica și se zboare. Poezia înaripează mintea. Azi oamenii mai știu poezie. Nu știu poezie. Gândirea simbolică înaripează mintea. Povestea înaripează mintea. Deci te face să depășești concretul imanent. Imanența. Lucrul dat. Noi suntem ființe spirituale. Îngerești până la urmă. În mod esențial, omul este minte. Dar suntem în trupurile acestea. Tot de când e lumea până astăzi, omul a avut această dorință, această năzuință să-și depășească condiții. Prin zbor. Și cum ți-o face cel mai bine? Și cel mai bine? Prin religie. Prin refacerea relației cu Dumnezeu, care îți oferă ție accesul la infinit, accesul la împărăție. Și dacă luați pe iade, dacă și pe oameni vedea, că toate comunitățile tradiționale, ale lui tradiționale, există stârpul care face axis mundi de legătura între pământ și cer. Și toate actele noastre, atât cât sunt mitologizate, ne unesc cu transcendența. Pentru că noi imităm anumite acte care sunt exemplare. Am urmărit aceste gândire. A venit revoluționiștii, a inventat avionul. Dar zimele, acum, nu erau ca inventat avionul. Eu am zis, băi, pe avionul ăsta, și pe racheta asta ne-a mâncat pe lume. Așa, am zis, că nu-i Dumnezeu acolo. Și gata, ce-au făcut cu asta? Au omorât zborul, minții. Oamenii astea sunt condamnați să trăiască în imanență. Omul nereligios este condamnat să trăiască dependent de ceea ce lui oferă sentimentul că zboară fără să zboare. Droguri. Înțelegeți? Droguri. Ai luat pastila și ai zburat. Absolut. Somnul. Visare. Visează pe mine scris. Da, și-a omorât posibilitatea de a umbla, de a urca cu mintea prin simbol, ceea ce oferea poezia, ceea ce oferea religia, ceea ce oferea toate lucrurile în relația cu ancestralul, iertați-mă, cu lumea de dincolo, prin tot ceea ce însemna religios. Din păcate, n-am vorbit deloc sistematic astăzi. Am luat și m-am plecat așa, dar sper să fi rămas cu ceva. Din păcate, tot ceea ce înseamnă cultura aceasta a imanenței și a materiei, a lucrurilor, a posesiunii, taie aripile omului și fac pe copii să se simtă foarte diferiți. Vorbeam de cuvânt, de faptul că omul trebuie să zboare, faptul că copilul trebuie să-i dai aripi. În momentul în care l-a învățat limba, nu mai avem nevoie de limba, nu mai avem nevoie de istorie, nu mai avem nevoie să știm cine suntem. Păi zici, dar de ce? Pentru că nu mai ai nevoie de conștiință. Omul e un animal. Și chiar dacă el încă mai crede pe altceva, noi ne vom lupta să condiționăm să trăiască, să gândească, să simte ca un animal. Să nu mai aibă universul coordonatele acestea, geografia aceasta spirituală. Și cognitivă, rațională, nu etică. Măi, eu vin de undeva, mă întreb către cine ceva, am un sens. Vine moartea, viața asta este poate un accident, o incursiune pe un parcurs mult mai lung, să ridic probleme. Acest om este un om care reflectă universul în el însuși. Nu mai e nevoie de așa ceva. Ei bine, acești oameni care sunt reduși la aceste condiții, sunt foarte diferite. Sunt explicați, vor fi determinați, vor să le fie determinați, numai de senzație. Doar de senzație. Atât. Apeși pe buton. De aceea se luptă acum să inventeze niște chipuri, le bagă în om, cuplezi la un telefon mobil, apeși un buton și crești un potențiometru de la 0 la 50. Și începe plăcerea să simtă mai multă plăcere. Pentru că acele chipuri vor genera niște semnale, probabil, ce modulează pe dopamină, pe nivel de dopamină și deci, poți să vă duc pe care. Dar ce o să duc chestia asta? La oameni fericiți. Vă spun eu ce o să duc. Tendința este de a apăsa tot mai mult. Tot mai des. Și atunci vei trăi la nivele atât de puternice, de nivele de neurotransmițători, atât de puternici, că într-un timp foarte scurt se va arde creierul, se va arde organismul, se vor arde organele, se vor arde, fraților. E ca un curent, neurotransmițător, că formează niște curenți. Și în momentul în care te vei lua mâna de pe buton, te vei simți ca un animal și nu mai vrea decât să-ți lucide. Pentru că nu mai găsi niciun sens în a trăi. Tu nu mai poți să-ți ridici nivelul de dorință, de satisfacție, de fericire, fără acel
acel factor tehnologic, fără acel factor. Nu se departe de aceste. Poate că nu desparte 10, 15, 20 de ani. Ziceți atunci că poate ce-ți armată de bunda. Și dacă zice, vai, că spune că nu o să facă treaba asta în 20 de ani, deși eu cred că deja s-a făcut aproape și am citit despre asta cu câțiva ani. Da, mai rămâne așa. Cultura pe care trăim, jocurile, toate nebunile aceasta, asta fac. Apasă pe niște butoane, intensifică stările, până la nivele la care omul nu mai se simte bine dacă nu are acel buton, acel potențiometru. Nu mai se simte bine, e nefericit. Deci, dacă învățăm de copii limba, dacă învățăm să se exprime sentimentele, dacă învățăm să rețin o relație personală, i-am dat și instrumente, nu vorbesc de religie, nu vorbesc de alte lucruri care să zică mai complexe, mai ridicate, mai înalte. Le-am dat și instrumente pe care ei nu se gândească să fie fericiți. Și atunci îi protejăm în fața acestor factori care vor veni din care le va invada viața. Și chiar dacă vor fi atrași la un moment dat să încerce și asta, vor ști la momentul oportun ca unde să se întoarcă. Vor avea posibilitatea să găsească resurse, să comunice, să dovândească acea bucurie și din altă parte. Dar în momentul în care ei sărac și n-au comunicat cea de persoană, în momentul în care n-au știut ce aia se afectivitate, dragoste, în momentul în care n-au limbași, nu știu să-și spre sentimentele, nu știu să-și le desfușească, nu știu să-și le reprezinte înșiși înainte de a le transmite celorlalți. Cum pot comunica pe Facebook? Lor. Nu știu ce este, credeți-mă, am văzut că tot apare asta. Credeți-mă că nu știu ce este. Eu n-am, cred, nu știu, prescurtările astea. Nu există. Din punctul meu de vedere, cel mai mare lucru care a produs civilizația comunicării, socializării, este Facebook sau timpul de socializare. Pentru că aceste imitații, surogate de comunicare și face să omoare comunicarea reală. Copiii nu mai au să pune limbajul față de față. Relația cu omul este relația personală presupune de mii de ori mai mult decât ne putem ne imagina. Presupune empatie. Iar în empatie trebuie să ai capacitate pe frecvența celuilalt. Intrat pe frecvența celuilalt se face la nivel fizionomic. Îți adaptezi fizionomia, deci stările tale, fizionomic vorbind, te adaptezi stările fizionomic. Vorbința, dar peste noi, celălalt se bucură, te bucuri să vorbești, celălalt e tristat, te înțelegi, deci fizionomic vorbit. Dar îți adaptezi limbajul, îți adaptezi prezența. Nu stai așa într-o relație cu un om. Nu te poți. Dar pe Facebook o să stai la cum. O stai și dezbrăcat. Dar și o relevanță că stai și cum ieși. Și asta e o problemă. Vorbeam cineva, că, domne, în momentul în care pun costumul pe mine și am undeva, cu o conferință sau orice, se schimbă ceva în mine. Mă exprim altfel. Mă comport altfel. Am dat jos costumul, am intrat altă haină, păi nu mai am aceeași și. De ce? Ceea ce am făcut, pe termen lung, într-un anumit context comportamental, va deveni deprindere. Ei, gândiți-vă că în relația de socializare pe Facebook, poți să stai oricum, ca și la liturghia transmisă la televizor sau așa. Deci, bă, dar ce o să fie, bă, dacă stau și eu în tricou sau stau în chiloți? Că stau la mine în cameră, nu mă vede nimeni. Înțelegeți? Așa și în comunicare. Dacă tu faci lucruri pe care nu se fac, într-o relație personală, mergând pe feza asta, în momentul în care vei fi într-o relație personală, poți să le faci și bani. Relații față cu trei față, iar față, poți să le faci. Pentru că tu nu mai ai clar, măi, e un comportament, alt comportament, mă aflu de față cu cineva, care pe mine mă forțează, contează foarte mult. De când de lume a contat foarte mult relația cu cineva, care ne pune, ne creează un fel de filtru pentru comportamentele noastre. Și faptul că era echilibrajul acelor relații, prezența celorlalți, nu se putea face toate lucrurile așa. Dumnezeu, ți-e rușine. Celorlalte, e o chestie, nu poți face. Chiar și relațiile acestea erotice, Dumnezeu, ți-e rușine de față cu celălalt, de lucrurile. În momentul în care
este anulată, este eliminată. Această relație față de față, oamenii dezvoltă pe internet niște comportamente, niște adresări, niște atitudini care nu le-ar, pe care nu le-ar face într-o relație personală. Îmi spune un prieten, măi, Vigile, am un cunosc pe cineva, tot așa, din universitate. Păi, știi cum mă înjură pe internet? Când mă întâlnesc cu el în față de copt, e foarte timid, vorbește frumos, delicat. Pe internet mă face toate felurile. De la motive unor științifici. Și atunci întreb, cine este el? Care este el? Omul normal ar trebui să fie cel care este în relație cu ceilalți. Dar acum, tehnologia a creat o nouă ființă. O ființă dincolo de granița socializării față către față. Undeva într-o zonă ascunsă. Și erotismul și pornografia. Păi cum ar fi să putem să punem în grup ceva, o puțe rușine, dar singur? Cât ar fi omul de aia de micuși? Hei, de acolo, singur, nu mă vede. Până la toată lumea vede micuși. Azi așa, mâine așa. Până când devine conținut de conștiință, devine ceva subînțeles, devine ceva firesc pentru conștiința ta. Și încep să faci și în afară, în lumea reală. Așa se apar transferurile acestea dinspre lumea imaginară, spre lumea imagine a internetului către lumea reală. E un flux permanent de realitate, de non-realitate, care forțează omul să schimbe viața potrivit unor modele care sunt fantasmatice în ultimă instanță. Sunt fantasme. Fantasmele înseamnă niște modele care au, modele dinamice care au o forță de atracție și o dinamicitate. Și dată de dorință. Și că dorința este cea care mișcă pe om. Stimulează dorința în virtutea, în direcția unui anumit comportament. Și intri cu acel comportament și te trezești în viață pe acel comportament. Și de multe nici nu se zice. Vin la om, zic, tot nu știu ce am făcut aia. Dar și tu ai condiționată la răspunsul ăla. Că ce ai făcut de multe ori, ce se țipă despre lucrul acesta, devine de plimbare. Conștiința ta nu poate să se facă, să eludeze acel lucru. Creierul tău are acel traseu și până la urmă mărește. Așa e firea omului făcută. Și trebuie să te lupți mult până când scoți din obiectiv. Ca să mai existe posibilitatea unor răspunsuri, că e deja o jumătate. Și-au trecut 2 ore. Voi încheia. Mai se pot spune multe lucruri. Dar deja ne-am răspândit, măcar atâta să rămâne. Ce am vorbit până acum, ideea că să facem tot ce depinde de noi, ideea să-i protejăm pe copii. Noi suntem paznici. Copilul, să știți, omul are să-i pună paza în viață. Vorbim să-i spuneți de paza în viață. Noi trebuie să fim paznici copilul vieții, dar copilul trebuie să fim paznici vieții lor. Să-i protejăm în fața stimulilor. Cu cât îi protejăm fața stimulilor, cu 6 mai mari. 2. Să le oferim stimulul necesar. Vreți să aveți copii educați? Nu școala îi va face educație. Activitățile îi va educa și îi va dezvolta abilitățile. Iar activitățile înseamnă cele care ține cuvânt, de mișcare, de cele fizice, muzica. Să facă un instrument muzical. Recomand tuturor să pună copiii să facă un instrument muzical. Dacă nu, să facă un curs, dezvolte relația între minte, cuvânt, deci semn și sunet. Pe urmă, să înveți o limbă, două străine. Nu? Facă poezie. Și ultima fază, să facă matematică. Dar nu matematica care se face la școală cu reproducerea unui algoritm. Și să dezvolți gândirea matematică. Să înveți să gândească logic. Am contat copiii cu copii și le pun și întrebări logice. Dar de ce faci la? Te faci geografie. Dar ce e geografie? Ce înseamnă geografia? Ce înseamnă istorie? Ce înseamnă? Deci dau un cuvânt. Într-o zi am întrebat pe cineva, desigur, etimologia cuvintelor contează foarte mult. Lucrurile simple, copiii trebuie să înțeleagă de ce le fac, ce înseamnă ele, ce se ascund, care sunt intenționalitățile, cum leagă lucrurile, să-i vezi să gândească tot. Vin de la școală după 5, 6, 7, 8 ani de școală, nu știu să gândească. Sunt incapabil să gândească. Trebuie, dar ce ați învățat voi atâția ani acolo? Nu sunt capabil. De ce? Și se bucură că le pun întrebări. Ce să gândească? Nu se întreabă. Pentru că eu trebuie nimeni nu se gândească. Ei sunt puși să reproducă.
și sunt puse de valoare. Ce mai cu casa lui? Asta este problema cu școala. Școala standardizează, un profesor nu are timp să-i întrebe pe toți. Zice, mă, măcar asta să învețe. Păi cât să stai de vorbă, că eu dacă mă apuc să înveț cu un copil. Dar eu nu-și dă seama că dacă el reușește să învețe cu un copil, să gândească punându-i întrebări și rădând răspunsuri, e pe tot asta o practică dialectică. Și ceilalți, prin empatie și prin problematizare, vor învăța să gândească. Dar dacă eu vin doar și pun niște termeni pe tablă, predau și definiții și următul să le reprezinte, să le reproducă, nu învăța să gândească. Acum se reformează educația, dându-i un materiu opțional și eu pus. Deci, eu vă spun așa. O spun de 3-4 ani de zile în conferințe. De 3-4 ani spun același lucru. Se va produce o modificare fundamentală de paradigmă, în care va fi anulată toată educația tradițională în favoarea unei educații noi. Iar acea educație nouă va fi o educație ideologică, din care se va scoate tot elementul identitar și elementul cognitiv. Am citit într-un studiu făcut în România pe educație. Pe educație. Și în prefață, dar și în studiu, faptul că se cerea de undeva de la centru, nu știu mai mult, educația să nu mai fie cognitivă. Deci se cerea că investiția statului financiar vorbind să fie făcută în educația non-cognitivă. Educația emoțională, informată, educația și așa, erau multe cuvinte frumoase. Dar eu întreb, cum adică școală non-cognitivă? La școală nu ca să învețe. Deci nu duc pentru altceva. Sigur că când învață și desfăcă și pe baza axiologiei și și comportamente și atitudini și gândurile acestea și le organizează, simt altfel lumea, realitatea, dar ce nu vezi tot? Acele care au fost propuse acum un nou program, pe care, credeți-mă că eu sunt permanent șocat de faptul că acest popor nu are nicio reacție. Da. O să ne ducem copiii la școală și o să se transforme în cașmare noștri. Vor învăța că au dreptul să înjure pe părinte, dar părintele nu are voie să spună du-te mai încolo pentru că îi calcă drepturile. Și părintele a dat și chiar dreptarea. Și statul să vină și să ia copilul. Și copilul s-a trezit și a dat că părintele, fără chiar să-și dea seama că dacă l-a înjurat și a urmat sfaturile lor, va duce să-și pierde părintele. Și va fi distrus. Că nu știe care sunt urmării. Pentru întrebări. Rămân aici. Deci cred că măcar atât să nu-i supra-stimulăm, să-i stimulăm așa cum trebuie și să-i provocăm să lupte. Eu vă spun, vreți să dezvoltați copilul? Dezvoltați caracterul. Puneți-i să muncească. Copilul de la 4 ani trebuie să muncească, să facă ceva. Nu că avea nevoie de mânca lui, ci pentru că el are nevoie. La 4 ani este foarte avid. E avid să facă ceva și nu-l lăsă să facă. Să facă o activitate, să primească, să câștige satisfacție din ceea ce face. Că îi place, se bucură. La 4 ani. Nu aștepta să ajungă la 12-14, că lase copilul. Nu! Aibă ascultarea lui în casă, pe măsura lui. Și pe urmă, cât crește cu atât mai mult. Înainte erau 3, 5, 7 copii. Nu aveau timp părinții să se ocupe de toți. Trebuia fata mai mare să stea cu băiatul mai mic în brațe. Trebuia să facă una mâncare, băiatul trebuia să spargă lemn, ăla trebuia să facă. Și automat, asta devenea școala vieții. Studiile în America a dat așa. Cu cât copilul este provocat să lupte, la niște încercări în viață, cu atâta posibilitatea de a deveni un lider este mai mare. De a se realiza este mai mare. Și credeți-mă, cea mai bună formă de a dezvolta caracterul unui copil este să-l pui să muncească. Să lupte ca să fie. Nu să aibă tot. E cea mai mare greșeală este să-i ofer tot, să spui, lasă să-l protejezi. Cât o să-l protejezi? Păsărica care stă în colivie și se dă drumul, o să pună două moare. Copacul cu lemnul cel mai sănătos este cel de pe vârful muntelui, are fibra cea mai bună, trăitorii de lemn știu asta și numai pălarii așa folosesc pentru ei. Cu cât nu are încercări cu copacul și vântul, cu atâta fibra este mai proastă. Omul se formează prin luptă, prin încercare. Ăsta este omul. Așa a fost făcut el, lăsat de Dumnezeu, ca să lupte. De ce au fost armate? Armata întăreau bărbăriști și făceau bărbați responsabili și făceau familii mai puternice și mai sănătoase. Le-au tăiat armata și băieții nu-și mai au posibilitatea de a deveni responsabili și luptăriști. Să nu spuneți că lucrurile astea nu se știe. Se știe din anii 40. Psihologia, sociologia, sociopsihologia, toate lucrurile s-au demonstrat. Se știe ce înseamnă educație sănătoasă, educație puternică, bazată pe autoritate, bazată pe familie, bazată pe activitate.
Sunt mulți care au făcut și până zilele noastre ridică lucrurile acestea, dar acestea nu ajung la mintea, la urechile și la mintea românilor, pentru că mintea și urechile românilor și urechii sunt plați la televizor, iar la televizor au ajuns să vorbească de cele mai multe ori oameni care n-au absolut nimic în cap și în inimă. Baiații, niște indivizi care se trași niște fire sus și jos, calătate de păpuși. Și fac, spun exact ce se odor. Ei nu au calătate de păpuși. Și fac, spun exact ce se odor. Ei nu au conștiință ce spun. Moșii. Ei și sunt prinși. Profesor mare din București spunea de filozofie. Chiar la facultatea de filozofie. Mi-a fost profesor. Am rămas o relație apropiată. Am zis, domnul Mircea, un elev de-al meu, un cei mai stabil, pe care l-am plicat și pe care l-am trecut. M-am trezit în toamnă că era trecut. Și m-am întrebat cum l-a trecut el. Eu nu mi-amintesc să fi trecut. Și m-am dus în catalog și am găsit că cineva semnează locul meu. Și acela este unul cei mai mari profesori admirați în România. Iar acest om care nu știa să vorbească, să exprime, să învețe nimic, a ajuns director de opinie pe micii de care după 5 ani de zile. Promovat de aceiași indivizi care au semnat lui să treacă. Și m-am întrebat, dom'le, cum se poate într-o societate niște non-valori să ajungă să devină criterii de valoare? Așa se poate. Foarte simplu. Când vrei să distrugi o societate, promovezi tot ce este mai mediocru, pentru că un mediocru nu o să ridice niciodată probleme. El știe că e mediocru și va face ce se spune. Pe când un om care are gândire și conștiință, conștiința va împiedica la un moment dat să fie obedient până la cap. De aceea, din păcate, în sistemele de astăzi, unde s-au dezvoltat foarte mult mijloace de influență și control manipular, nu valoarea este favorizată și nu valoarea. Valoarea este favorizată în sensul că dacă omul este foarte bun, este luat să folosească sistemul, dar cu sistemul și-o de execută puternic. Sau îl dă pe linie moarte. Ce mai bun caz. Din păcate, asta este. Dar noi, ca părinți, trebuie să știm că societatea aceasta, lumea aceasta de consum, aspectată de libertate, nu ne este prietenă. Nu ne este prietenă. Deși se dă de ca prietenă. Și că încet, încet, ea nu face decât să ne lucreze de nefericire, depresie. Mai devreme sau mai târziu, cei care sunt conectați la aceste mijloace vor deveni foarte, foarte nefericiți. Până la pierderea deci de a unei posibile fericiri. Se lucrăm în biserică, poate să câștige, care câștige totul. Însă nu este ușor de câștigat, pentru că de mulți vin în biserică și de vreți plus cam. Pentru că nu știu să devină liber. Omul fericit este un om liber. Și biserica te face liber. Îi zic că biserica e dogmatică. Vedeți toate neîntorcătos. Biserica e dogmatică. Nu, domnule, biserica e principială. Matematica este în aceeași măsură dogmatică ca și biserica, pentru că îți bază pe principii. Înțelegeți? Eu nu am putut să demonstrez că o dreaptă trece prin două puntere și o singură dreaptă. Sau alte principii. Sunt principii matematice. Și principii ca și fizică. Sunt principii fizice. Alea sunt principii. Nu se demonstrează. Pe baza lor se construiește tot sistemul ulterior. Așa și într-un punct în biserică. Există niște dogme ca principii. Ele sunt observate, constatate, experimentate și devin fundamentale, devin criterii, devin dreptate pentru existența noastră. Așa cum în matematică sunt devin principii de dreptare pentru construcția spațiilor, preiau acea metrică, spațiile așa se construiesc prin metrici. Definesc metrici și construcții deschise. Și construiesc spații. Metrica este operator. Așa și aici. Există principiile care generează existența omului în această relație a lui cu Dumnezeu. Mă opresc aici acum pentru că vă mulțumesc. Mulțumim frumos! Pe manuale, pe programul școlar foarte, foarte, foarte radical. Eu am niște proiecte cu școala germană și vorbesc germană foarte bine, pe proiecte de pictură, dar am fost proiectă să văd niște manuale de germană la clasa a doua. Dau exemplu, concret că am văzut exact manualul și știu despre ce e vorba. Elementul magic, elementul de vrăjitorie și magie apare frecvent în acest manual de clasa a doua. Deci în loc să am, nu știu, mă gândesc poezii, iau mari clasici germane, am grămadă, pot să faci
texte frumoase, au texte efectiv cu vrăjitorie și a vrăji, verbul a vrăji și vrăjitoarea cu tare și Harry Potter și numai așa, tot manualul este așa aproape. Mai mult decât atât sunt exerciții, deci la temă de acasă, de exerciții prin care trebuie cu oglinda, sunt cuvinte scrise invers. Și copilul trebuie să ia oglinda și să citească, să rezolve exercițiul. Pe mine m-au șocat, efectiv, am rămas șocată și nu, mi-am dat seama, domnule, și părinții, și am întrebat, păi, dar nu v-ați sesizat, dar cum? Nu poți să rezolvi un exercițiu la germană fără oglindă și fără... Și a spus, da, știți, noi orice am face, nu se va schimba nimic. Asta e programa, așa s-a decis mai sus, noi, asta e, așa primim manualele, așa le... Nu știu, pur și simplu, într-adevăr, va fi o mare schimbare, pentru că dacă îl obișnuiești de mic cu lucrurile astea, mintea lui... Credeți, este principiul acesta al inversiunii. Deci, să vezi în oglindă totul, să vezi lucrurile care le pot fi pus, o chestie ciudată. Ca și tot întoarcerea, ca și întoarcerea pe dos. Toate țin principiile inverse, a negării, a negării realității, a contrafacerii realității. Eu cred că se va produce o ruptură fantastică a minții și experienței noastre de realitate. Da. Pentru că realitatea, pe un vrem, te duce la realitatea. Întrebarea pe care se în ce rămâne în timpul astfel de conferințe? Evident că nu este prima conferință, iar ceea ce dumneavoastră a susținut acum, cu siguranță că s-a regăsit în fiecare din cei prezenți de aici, adică una măcar din situațiile pe care le-ați prezentat, mai mult decât pertinente, mai mult decât logice și des întâlnite, dar întrebarea ar fi cu ce rămânem plecând de aici, mai ales dacă ați putea să ne spuneți cum să contracarăm lucrurile astea pe care, într-adevăr, așa cum spuneam, fiecare dintre noi le întâlnește în propria experiență sau, sau lângă noi, atât cât ne pasă de ceea ce se întâmplă și lângă noi. Deci asta ar fi o întrebare, cum am putea să contracarăm asta sau efectele acestor lucruri cu siguranță negative, ar fi o întrebare. A doua ar fi, ați citat din studii, sau ați preluat din studii, din alte țări. Chiar și America, am auzit, și Elveția, dar oare ei cum au ajuns la să facă aceste studii și să scoată în evidență aceste lucruri? Iar la noi, cum s-a ajuns, sau de unde s-a ajuns să se întâmple tocmai ceea ce se întâmplă astăzi? Nu cumva tot de acolo? Ei au trecut deja prin lucrurile astea și au depășit momentele astea? Sau dacă nu e așa, atunci cum s-a ajuns la noi să se întâmple lucrurile astea? Cam asta era. Suntem undeva în spatele lor. Ei sunt înaintea noastră. Vreau să vă spun că ADHD în America, cum zice, zic că merg la 46%. La noi nu știu dacă sunt 10%. Unii 18-15%. Dar ei sunt mai grave decât la noi. Autismul la ei e mult mai răspândit decât la noi. Cancerul la ei e mult mai răspândit decât la noi. Deci ei au făcut experiențele astea și au studiile astea pentru că la ei în spațiul universitar s-au dat bani pentru cercetare. La noi nu se dau bani pentru cercetare, nu există bani pentru cercetare aproape. Și dacă vrei să faci un studiu, mai ales un studiu care pune în sub semnul întrebării sau pune așa, nu ți se dă voie. Adică nu primești învoirea. La ei, semnul universitar era mult mai independent. Deja acum se pune problema să dreapte sub privat cercetarea. Era cercetare universitară. Luai un grad pentru o cercetare și îl duceai la capăt. Există asociații puternice private la ei. La noi nu există asociații private. Deci gândiți-vă că un studiu pe televiziune, cercetarea au trecut acum câțiva ani, un grad pe cercetarea efectelor televiziunii pe creier, pe remeniu și ce costa era de 500.000 de dolari. Cine să ție 500.000 de dolari în România ca să faci asta de cercetare? Deci nu departe de a avea posibilitatea asta. Măcar să metabolizăm, măcar să le prelucrăm și să le punem asta. Deci problemele de acolo vin. Ei sunt înaintea noastră. Hai să dau un exemplu. A venit de curând, acum un an și jumate, un mare psiholog italian, în România, specialist în terapia, nu știu cum se spune exact, cu pete de culoare, pete de cerneală. Deci se pun niște pete, niște planșe cu pete și e pus pacientul, clientul, să spună ce vede la acolo. Bine, dincolo de terapie, care are un specific al ei și nici eu nu o să puneți bine, ce observa el? Că întotdeauna fetele, femeile văd ceva și bărbații văd altceva în petele, generic vorbind. Adică experiențele lor fiind diferite,
datorită sexului diferit sau lideri diferite, ei vedeau altceva în termina și erau judecați, bărbatul îi se aplica o grilă, femeia altă grilă de interpretare. Deci ce constata el? Că în ultimii ani, în Italia, face, dom'le, nu mai putem să aplicăm asta, pentru că nu se mai diferențiază. Adică fetele, femeile nu mai văd lucruri care erau specific femeiești în, sau feminine când în percepție, și la băieți, la specific masculine. Deci au devenit percepțiile schimbate, modificate. Zice, percepțiile sunt androgine. Și cu ăștia au început în stradă, în sală să râdă românașii noștri, mulți dintre ei spălați pe creier de media și așa. Că aia, că doamne, că și... Și ăsta i-a spus, nu râdeți. Voi sunteți ca cu 15 ani. Mă uit la voi și se convins că dacă vă aplic testul, că funcționează. 15 ani sunt aici. Mi-a spus să văd, n-am fost în sală, mi-am dus o prietenă care e psiholog. Deci, nu le urmăm. Din păcate, am mars etapele și le urmăm cu neinterpretările de datorii către ei cu viteză maximă. Acum, noi nu avem rata lor de cancer, dar avem o mortalitate foarte mare. Vă dau un exemplu. În America, 90% din cei care se tratează cu metodele clasice, să zic, alopate, își tratează cancer cu chimioterapie, la terapie, folosesc și metodele integrative. 95%. Fără și de-a doctorul ce mai mult. În România, acest procent poate fi de câteva ce procente. 2-3%. Pentru că la ei, acolo, informația e mai transparentă. Ce e mai transparentă la informație? Aud mai multe, nu știu ce. E un alt tip de informare. La noi, din păcate, mass media, care monopolizează câmpul de cognitiv, de conștiința omului, bate tot ce... Dacă spune șeful așa, de ce? A fost societate comunistă. Nu a trecut într-o comunism, deci totalitarism comunism, în care șeful ăla are adevărul și tu nu poți să miști. N-am schimbat conștiința. Să nu ne amăcim. Românul gândește în termenii totalitari de gândire. Nu e, nu e o gândire liberă. Spui, bă, fii liber. Nu poate. N-am învățat să fie liber. Ultimii 25 de ani de consumism nu l-a dezvățat. Pentru că trebuia să se promoveze, să fie implicat în program de devenire, nu de posesiune. Posesiunea nu a reușit să-i anuleze capacitatea, că libertatea este o condiție a persoanei. Pe când consumismul anulează persoana. Și atâta timp cât persoana n-a fost favorizată cu toate resorturile gândirii, relațiilor, gândirii personaliste, n-a fost favorizată libertatea. Deci ultimii 25 de ani i-a făcut oameni mai liberi. I-a făcut pe oameni mai desfrânați, mai liberali, mai liberali, dar nu mai liberi. Libertatea nu înseamnă liberalismul ăsta al comportamentului, al moravului. Dependente și mai puțin liber în raport cu raportul propriile patrie. Oamenii sunt mai împătimiți decât înainte de 90. Înainte de 90 ziceau să trăiți și atât când știau că este comunist și nu știu ce, acum zic să trăiți la ceilalți și la patimile lor zic să trăiți la un grad poate mai mare. Deci eu nu pot să mă lipsesc de țigare, nu pot să mă lipsesc de putarul, m-am fost la spital și mă uitam la oameni și de bătrânii. Terminați complet. Și mă uitam la ei. Minosea tutun, tărpea. Dar se vedea modificări pe creier, adică în modul în care vorbea, se vedea creierul reafectat. De ce? Băutură, alimentație de asta, de toată minunea făcută cu ce, țigare peste țigare și practic se strică creierul, se fie și vezi. Difort, deci nu mai sunt persoane. E greu să-l uitam la el cât de absent era. Și ne mirăm. Deci, lucrurile astea vin, pentru că lucrurile au fost experimentate acolo. Din păcate, la noi nu există anticorpi. Ei au apucat să dezvolte și anticorpi. În timpul ăsta, pentru că schimbările s-au pus în timp, au dezvoltat asociații care știu să pună problema, care gândesc naturist, care își creează homeschooling-uri, care fac... Noi ne-am apucat. Când am avut bani, nu am posibilități, nu am avut timp, nu am avut răbdare, schimbat totul rapid. Am crezut că va fi din ce mai bine și după zi, a fost și mai rău. Comunitar vorbit, social vorbit. Înțeleg? Și atunci, normal că noi nu avem șansa pe care o au ceilalți, având un istoric comunist de 50 de ani de totalitarism, de dictatură ideologică, care produce transformări la nivelul creierului și ființei umane, pe care greu le putem conceptualiza. Cred că putem. Noi nu știu dacă am reușit și nu s-a dorit lucrul acesta. Să înțelegem care a fost efectul asupra gândirii, comportamentului uman în timp și cum acest efect poate fi
destructurat. Noi n-am trecut printr-o perioadă de terapie post-comunistă. Dimpotrivă, boala comunistă a fost atacată cu alte patologii. A fost îmbogățită cu alte patologii psihologice, sociale, comportamentale sau de ce orice vreți, pentru că cultura de consult sau cultura spectacolului producească de patologii din cercetări vorbite. Acum, referitor la ce am putea rămâne în urma unei întâlniri de genul acesta, unu, să facem ce depinde de noi. Doi, ecranul să fie absent din viața copiilor noștri, chiar din viața familiei, unde este ecran, acolo apar probleme. Și despre asta pot să vă vorbesc ceasul întregi. De la relaționarea soților, de la timpul petrecut. Dom'le, e un cronofag. Ne mănâncă timpul. Cel mai important ingredient în viața de familie este timpul. Trebuie să acorzi un timp celuilalt. Să-l asculți, să-l percepi că este. Când stai la televizor, și eu tot mi-am zis asta, eram undeva prin munți, pe undeva prin Hunedoara, niște foarte frumoasă așa, și o vale minunată, o căsuță ca în povești, doi bătrâni, se vedea prin fereastră, și noi treceam din față, două televizoare pe două mese și ei trădeau pe pat. Și fiecare avea televizorul. Așa, la distanță, dar atâtea erau televizoare. Și televizoare și cam așa erau între ei. A rămas șocați. Deci asta este un lucru care a marcat profund spațiul românesc. Că nu mai e deosebire între țăranul din vârful muntelui, așa, și ăla din București. Decât cât timp are fiecare să petreacă vaza de vizorii. Ăla săracu mai nu se ia să dea la echipare, să facă vaca, să nu știu ce, cât mai țin vaca, cum mai țin nici vaca. Dar mai trebuie, că te încălzești să-ți faci un lemn. Vrei să faci un lemn, să aduni așa, să faci focul. E un timp pe care, inevitabil, nu se la televizor. Pe când ăsta la oraș, dă drumul la buton, se încălzește și nu se la televizor în timpul ăsta, că de-aia civilizația mi-a favorizat de asta. Deci, părerea mea este, unu, scos ecranul. Doi, controlat alimentația. Mie spune, domnule, dar nu se poate. Dar se poate. Se poate. Poți să-ți controlezi alimentația. Există o alimentație pe care o poți favoriza sănătoasă copilului. Să-i dai alimente sănătoase. Cine vrea, eu vă spun așa. Eu cu personal cumpăr grâu de undeva în marginea țării. Mi-l trimite la cineva care are o cultură biologică. Mi-l trimite, am luat o moară, îl macin de la casă. Grâu scump. Dar așa cum e grâu scump, cum a fost moara scumpă, am făcut eu calculul tot economic și dă mai prețul mai mic decât pâinea de pe piață. Pâinea de pe piață care nu are decât gluten, care are ameliorator 15, aditiv, care e toxică, care dă dependență. Și copilul când o vede, vede numai pâinea albă, că se obișnuie de lucru pâinea de albă. Are tărâța, deci are B-ul, are ăsta, germenele, deci are vitaminele care sunt liposolubile, are E-ul, are A-ul. Deci eu mănânc o bucată, două felii, dar mai mult decât o pâine, ca și funcție. Deci pot să o fac, dacă fac. Deci eu asta cred că astăzi trebuie să fii puțin mai inteligent, mai înțelept, dacă vrei să trăiești, pentru că trăim într-o totală informație, și am discutat asta informație. Trăim într-o societate care sunt foarte, foarte păcăliți, păcăliți de tot felul de lucruri. Dacă eu îmi bag în alimentație dulcele, eu atunci trebuie să consider faptul că conștient hrănesc celula canceroasă. Noi producem un anumit număr de celule canceroase zilnic. Se produc în organismul uman. Factorii de risc de mediu poate să accelereze producția aceasta să fie mai mult. Dulcele, zahărul ocupă locul întâi, unu, în hrănirea celulei canceroase. Pentru că celula canceroasă se hrănește cu glucoză, cu zahăr. Vreți să hrăniți? Poți lua zahăr. Nu este nicio filozofie. Deci lucrurile sunt foarte simple. Ea nu se hrănește cu altceva decât cu zahăr. În momentul în care ai făcut cancer, doctorii spun, mănâncă tot ce vrei. În loc să spună, scoate zahărul, scoate caseina, care hrănește celula canceroasă, scoate carnea, care hrănește celula canceroasă. Nu. Spune, mănâncă tot ce vrei, stai liniștit că te rezolvăm. Îi băgăm și pe stat de gentile și vei ieși ca nou. Peste 5 ani. În fine. Deci, alimentar vorbind, eu cred că se pot face efortul. Nu dezvolta acum tema asta. Vine domnul doctor Chirilov să vă folosească mai mult. Eu nu e timpul să vorbim despre alimentație, însă poate fi o gândit o alimentație care se facă mai fiind de noi nu avem de ce să mâncăm atacante și proteine animale, pentru că face efort fizic. Nu face. 3. Copiii trebuie să aibă mai mult părinții preajma lor. Mai mult armonie în casă. Mai mult decât dacă nu stau la televizor, normal că vor fi înclinați către alte lucruri care sunt mai importante. Dacă v-am spus, puneți-i să muncească. Puneți să muncească. Nu așteptați să până altul să muncească. Că dacă nu-i punem acum, nu se putem pune mai deci nu se mai plac să muncească niciodată. Deci are și un lucru important. Nu învățați cu lucruri.
Chiar dacă aveți milioane și sunteți bogați și vă așteaptă Rolls Royce în fața curții sau Mercedes-ul sau nu știu ce, învățați cu lucruri cât mai modeste, cât mai simple. Simplitatea este mama tuturor îndrăgului bine. Simplitatea. Simplitatea te odihnește. Ce este complicat, lucrurile așa, te obosesc. Deci odihniți-le Duhul. Și atunci o să zic și mai fericiți. Deci, nu știu, luați pe fiecare, aplicați aceste principiuri pe care l-am aplicat eu în ultimele 3 minute, 5 minute, la tot discursul meu de până acum, și o să vedeți că putem extrage o serie de lucruri care le putem face, că dacă nu le puteam face, nu mai vine spuneam, eu nu sunt un om pesimist. Că dacă aș fi un om pesimist, n-aș mai veni la conferință. Că atunci nu se schimbă nimic. Înțelegeți? Chiar dacă aici în sală sunt 40-50 de oameni. Și nu poate 150 cum ar fi fost fere să fie. Într-o biserică în care vin cu siguranță câteva sute. Sau au auzit și pe internet, sau nu știu ce, și din aici în sală, doar că sunt mulți care nu au venit pentru că l-au auzit în altă parte. Dar până noi nu ne interesează. Dacă veneai să-i spui, cine știe, cum să ajungă bogat sau cum să rezolve nu știu ce problemă rapid și așa, aici ne așteptam, aveam loc să intrăm. Pe bine să ne vorbească. Dar asta este. Lucrurile facile duc mai ușor, mai până la moarte și la descompunere de cele care sunt grele. În viață, tot ceea ce este greu, tot felul nu știi. Eu am principiul ăsta. Mai bine să muncești degeaba, dar să stai degeaba. L-am povedit și eu. În viață, nu este cineva de vreun părinte, Adrian, făceți amărut, așa de cea. Dar am fost să sunt umânt la un părinte. Avril, care este om în viață, sunt tot așa. Că omul care muncește degeaba, nu se poate ca la un moment dat, așa, ce fapt, eu când muncesc, mă exersez, de prin să muncesc și muncesc cu plăcere. Vă spun, eu muncesc cu plăcere. Sunt oameni care nu stau odată. Nu pot sta. Muncesc cu plăcere. Gândiți-vă, sunt oameni care când spun să muncească, parcă le-a pus ceva în cap. Oamenii aia se chinuie să muncească. Pe omul ăla să muncească 2 ore, muncește mai rău decât muncesc eu 10. Că pentru el este un chin, pentru mine e o plăcere. Vă dați seama că noi trebuie să ne creștem copiii ca să fie muncă o plăcere, nu un chin. O să fie fericiți în viață muncind. Că vrem, nu vrem, trebuie să muncim. Ai, n-ai cum să stai. N-aveți bătrânii noștri. 84 de ani are tăi. Pentru un plăsat, 100, 200 de mii, am pus 500 de usturoi, 400 de ceapă, facem și... Nu stăm viața până seara. Așa este făcut, așa a prins. Toți bătrânii noștri, așa sunt. Astăzi nu mai sunt. Doamne, cât stau mai mult, să stau mai bine. Nu cred în concepția asta. Și dacă o aplică și nu aplică în educația copilului, îl va distruge. Îl va face un handicapat. Un om care are nevoie permanent pus în spate și să-l duci de aici acolo. Și părintele, la un moment dat, nu se mai poate să lucră. Deci, nu știu că ar însemna să le iau la capă și este foarte mult de spus. Cred că trebuie să adaptăm educația astfel încât pe copii să-i facem liberi să le spun ce singuri în viață. Mediile astăzi îi fac dependenți de ele. Pentru că au nevoie de banii noștri, au nevoie de să le cumpărăm produsele, au nevoie ca să fie infiri. Pentru că cu cât mai infiri, cu atâta mai multă nevoie au de protezele lor. Dar un om liber nu are nevoie de ei. Ei nu au nevoie de oameni liberi. Au nevoie de sclavi. Fericiți. Dacă vreți să nu mai cu copilul dumneavoastră, învățați, cum să spun, permanent, puneți-vă să observe lucrurile. Arătați-vă cum stau lucrurile. Copiii prind. Dacă dumneavoastră aveți un duh bun, o stare bună, lăuntric, ea preia starea mai mult decât cuvinte. Copiii, să știți, sunt hrănesc din stările noastre lăuntrice. Vreți să aveți copii religioși, fiți evlavioși. Nu țineți morală. Copilul, dacă țineți morală, îți mai repede îndepărtați de Dumnezeu. Nu! Aveți evlavie. Evlavia nu este că facă la ochii peste cap. Evlavia este simțirea, prezența lui Dumnezeu în viața mea. Frica lui Dumnezeu care transpare actele mele și acel copil va spune, așa am prins eu, așa am prins eu. Evlavia are mireazma ei. Deci trebuie să reușim să transmitem copiilor o anumită stare de conștiință, pe care dacă noi suntem așezați în acea stare de conștiință, putem să le transmitem, dacă noi nu suntem așezați, nu putem transmite. Deci dacă la mine lucrurile sunt foarte clare în cap, domnule, televizorul este așa. În momentul în care spui copilul, mă simte că așa este. Depinde, nu pot să explic eu foarte bine, dacă pot să explic cu atât mai bine. Și vin la mine copii și îmi spun, știi că, la părinți, și spun, știi că așa l-am învățat, vine copilul la școală și mă, tata, știi că a dat domnul Virgil. S-au întâmplit de tot colegii mei. Numai la televizor sunt agresivi și numai și mine. La școală n-a tot nimic. Observați-le copilului. Nu într-un caz, în multe cazuri. Și eu am prieteni, circa 80% din prieteni cu mine erau televizor în casă. 80%. Și prieteni care au între 1 și 9 copii. Între 1 și 9 copii. Toți copiii lor sunt cei mai buni din clasă, la învățătură. Toți. Pentru că un părinte care își pune problema să n-aibă televizor, acordă atenție educației, este o familie care pune în prim plan respectarea
măcar de poziția regilor lui Dumnezeu, să faci să copiți de Dumnezeu. Și atunci, în acea familie, lucrurile funcționează și copilul, vedeți, îi merge minte și nu au probleme. Că vin la mine, Doamne, ce probleme au copiii dacă nu stau la televizor, că nu socializează. Băi, frate, dar ăștia cum socializează? Cum socializează? Bine, în familie cu copii mulți socializează între ei, deci acolo chiar nu mai este nicio de problemă asta, socializării. Dar eu personal cunosc familii cu un copil, doi, pentru că nu a dat Dumnezeu să aibă mai mulți, în timp natural. Și sunt foarte bine. De ce? Pentru că părinții vor fiind în biserică sau fiind cuplați la fel de rețele, copiii au contact cu alții de felul lor și socializează foarte bine. Nu au problema că, domne, n-au televizor și ce. Când părintele este complexat, cum adică copilul meu să mai aibă tableta? Și cât ar fi de sărac, mai împrumută 10.000 bani, are 60, mai împrumută 10.000, ca să ia copilului tabletă, cu tare. Copilul este bun. Pentru că el nu are un temelie, un fundament, mintea părintele. Să știți lucrul, copiii cresc din mintea noastră. Copiii cresc în primul cu mintea, pe concepția noastră de viață, pe concepția noastră profundă de viață, care se transmite, iradiază toate actele noastre, toate gesturile noastre, toate, în mimică, în felul ăsta, fiind Duhul nostru, în cuvintele noastre. Nu se poate. Un om care a așezat într-un adevăr, acel adevăr să-l transformă toată viața lui. Și copilul să preia acel adevăr, chiar dacă nu te-a ții lecții despre acel adevăr toată ziua. Și eu cred că este cel mai important lucru. În privința educației. Faptul că l-ai adus la biserică și faptul că este temeat într-o viață, totuși față cu Dumnezeu. Nu chestia asta cu domnul care a dus la biserică ca să împărtășească și nu știu ce și vezi la un moment dat că când duci la biserică și stau pe afară, pe tabletă sau pe un telefon mobil. Lucru bun are să fie. N-am ce treabă. Și în câțiva ani de zile, cum ajung la 13-14 ani, nu mai vede la biserică. Că nu mai vrea. Hai mă, tată, hai mă, tată. Nu mai vrea, că și dacă nu mai vrea, nu mai duce. Că îi crezi reacție, că o să urască biserica aia, cât o să crească. Dacă n-ai fost în stare până la vârsta respectivă să sădești în el dorința de a fi, și asta e mare problemă și cred că cea mai mare încercare, cea mai mare test, cea mai mare examen al vieții câștigării astăzi, atunci e foarte greu să facă departe. Dar eu cred că aici poți să o faci primul și în primul rând cultivând evlav. Iar dacă va pleca, lasă să plece. Nu forța. După 10 luni și la nu forța. Iar relația cu Dumnezeu nu sunt pentru a forța. Nu sunt pentru a forța. Pentru a trage, pentru a câștiga, pentru a... Nu a forțat. De ce? Că generezi reacție. Și omul e ființă liberă, spre Părintele Sofronie, cum ai ce făcut în Duhul Libertății, are valoarea veșnică. Ăsta pentru mine este principiul fundamental al existenței. Deci dacă nu face libertate, copilul nu se folosește. Și nici nu se hrănească și nici nu se clar. O să așa vedea să cu tristețe. Domnule, cu plăcere mă forțam să fiu la biserică. Dar dacă o face cu plăcere, o altă perioadă, dacă câștigă evlavia, chiar dacă va pleca, se va întoarce la un moment dat, gândindu-se, domnule, partea cea mai frumoasă vieță mea de acolo a fost. Am crezut, m-am băgat în mocirile astea, că tot avem asta a fiului risipitor și nu e întâmplător. M-am băgat tot în mocirile astea, dar tot acolo, tot acolo o să fie frumos. Se întoarce acolo. Dar trebuie să aibă, trebuie să toată frumosile și frumos este unde e libertate. Care libertate este cea care îți viață. Și are altă întrebare. Vreau să vă mulțumesc.